10 2018. Din 17 consilieri sunt prezenți toți. Ședința este statutară. Vom trece la următorul punct. Procesul verbal de ședință din luna trecută. Dacă sunt discuții și observații pe marginea procesului verbal de data trecută din luna septembrie. Dacă sunt observații, nu sunt observații. Atunci vom trece spre votul, spre aprobarea acestui proces verbal. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Două abțineri. S-a aprobat procesul verbal de ședința Consiliului Local de luna septembrie. Voi citi lista proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi aprobate astăzi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Măciucă, sanitarul Iorghiță, președinte de ședință pentru luna noiembrie 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Sâmbăuna pe termenul strategic 2018-2018. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafață de 14 metri pătrați, situat în orașul Tibogran, strada Costache Energie, adiacent apartamentul numărul 1, bloc C4, parajul de Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2.192 metri pătrați, situat în orașul Tibogran, cartierul Raslănic, în carieră, de Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale României 1 decembrie. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației planului urbanistic zonal pentru investiția construirea locuințe între Iunie, Tineri și Racon la Autorități Orașului Bună, județul Bacău. O informare, punct 8, informare privind participarea primarului orașului Tribunal la ședința Consiliului Director al Asociației Orașelor din România, organizată la Chișinău, Republica Moldova și la manifestările dedicate împlinirea 470 de ani de la fondarea orașului Ilie, în regiunea Odessa, Ucraina. Și ultimul punct, întrebări pe care răspunsul. Toate sunt inițiate de primarul orașului Târgovna. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? S-a aprobat ordinea de zi a ședinței din 31.10.2018. Vom începe să le luăm pe puncte. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Măciucă Sander Gheorghiță, președinte la ședința pentru luna noiembrie 2018. Aș doi alte comisii, discuții, imaginea acestui punct. Nu sunt. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Abțineri. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 3-2018. Comisiile? Comisie economică favorabilă. Alte comisii? Nu? Discuții pe marginea acestui subiect, vă rog, dacă cineva se înscrie la cuvânt. Nu se înscrie nimeni? Atunci vom trece la vot, dacă nu doriți să discutați. Cine este pentru? Haideți să rămână la urmă, pe cine este? Abțineri? Abțineri? O abținere? Două, trei abțineri? Împotrivă? Nimeni. Deci trei abțineri. Și 14 pentru. Proiect de hotărâre trecem. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Alte comisii? Nu. Discuții, vă rog, dacă se înscrie cineva la cuvânt. Domnul Sandel, vă rog. De câteva luni, ca la rectificarea bugetului local, să ne se dea pe înțelesul tuturor de unde se iau banii și unde se duc. Așa cum procedează cei de la Moinești, Comănești, Vermănești. Da? Și observ că investițiile pe care noi le-am stabilit la început de an, nu se mai pot face anul acesta. Deci noi aprobăm la început de an un buget, da? Și la sfârșit de an vedem că nu mai sunt bani pentru ceea ce am aprobat.
Asta e tot ce am avut. Altcineva? Dorește cineva din aparatul primăriei, domnul primar, doamna Ponțanu, să dați răspuns, domnul Isandre? Stați o secundă, dacă cineva să dați răspuns, domnul Isandre, după ce... Poftiți, domnul Luci. Da, am citit poate înțeleg rectificarea bugetului local. Înțeleg că veți primi niște bani, doamna Ponțanu și da? Și ați făcut, ați pus pe ordinea de zi... De astăzi să nu mai facem nimic să mă vedea. În mod normal ar trebui să vină bani și după aceea să facem rectificarea. Dar în vedere că o să vină și sunt pentru acele strâne, nu niciun fel de problemă. Mai luați niște bani și asta este, zic eu, un îngrijorător într-un fel. Luați niște bani, că îi duceți unde îi duceți, nu am niciun fel de problemă, că îi duceți la cheltuielul, trebuie să plătiți companiei, unele facturi pe care îi le-au venit, nu e niciun fel de problemă, dar luăm mai de la accesare fonduri europene, destul de mulți, 240 de milioane de lei, de nu? Așa este, doamna, așa? 24 de lei, da. 24 de lei, am zis 240 de milioane. Ai luat de la rețeaua de public, luăm de la valorificare potențial turism, chiar 300 de milioane. Fraților, îi luăm, noi și fel de români, îi luăm că noi am cheltuit, dar de ce n-am cheltuit acești bani? Asta era problema. Fraților, la fonduri europene, îi luăm că asta, ce să înțelegem de aici? Că n-am atras niciun bani european, n-am făcut proiecte europene, odată ce n-am făcut o finanțare, nu știu ce ați depus, ce n-ați depus, proiecte. Plătim firmaia de la Iași să depună proiecte, eu avem și atâția angajați. Nu știu dacă e chiar în regulă. Una peste alta, da. Mi-a spus rectificare, nu sunt vorbim de astea. Atât am văzut. Da, sunt proiecte pe care nu am reușit să le depunem, că sunt terminat cu casa 13. Nu s-au încadrat niciun ATE, pentru că erau niște condiții drastice acolo, legate de proprietate. Drept pentru care noi am lăsat chiar pe lista de investiții, el rămâne ca și poziție, pentru că până la sfârșitul anului mai sunt încă două luni, nu știu ce ne rezervă timpul. Dar estimativ, așa, costurile care le-am scris la începutul anului, clar nu mai sunt aceleași. La fel pentru valorificare potențial turistic. Acolo, dacă am fi intrat deja cu lucrările, dar a durat foarte mult licitația, cu proiectarea, noi trebuia să cofinanțăm cu 2%. Ori cofinanțarea cu 2% o să se mute pe anul următor. De aceea ne-am permis să luăm și de acolo. La fel cu reactualizarea cupului, de exemplu. Documentațiile se mișcă cum se mișcă și acolo și de aceea am luat sumele și de la acel obiectiv. Deci astea sunt primarea, obiectivele de la care s-au mutat aceste sume, pentru a putea duce banii și bugetul pe cheltuiala mai departe până la sfârșitul anului. Domnul consilier, v-am informat de fiecare dată. Noi ne-am propus la începutul anului anumite sume pentru proiectele europene. Avem proiect european de care a potențialul turistic a orașului de 4,5 milioane de euro, care astăzi s-a adjudecat proiectarea, pentru că acolo trebuie să mergem separat proiectare și execuție. Și noi sperăm ca în 60 de zile, poate mai puțin, să se facă proiectul și apoi trecem la licitația pentru execuție. Noi speram ca să se termine mai repede această documentație de ce am prins acești bani. Referitor la iluminatul public, ne-am sperat că putem să accesăm fonduri pentru iluminatul public al orașului, nu pentru iluminat public să cumpărăm niște lămpi și să le montăm, că sunt cu LED-uri, pentru că noi deja am redus consumul în cele mai de 80 de wați, de 60 de wați, de 55 de wați. Noi am încercat să locuim tot iluminatul public, în sensul că trebuie să schimbăm și stâlpii și conductorii de legătură. Și vrem să facem un iluminat public inteligent, în sensul că după o anumită oră să stic cum să aprind altul, să avem informații de la fiecare oară, de la fiecare stâlp. Nu s-a putut accesa acest proiect pentru că au avut probleme, așa cum a arătat și doamna Anticeanu. În Târgocna avem majoritatea stâlpilor proprietate EON și corpurile de iluminat nu am reușit, am reușit să transferăm o parte din ele și reglementăm această proprietate care la fondurile europene este foarte importantă. A doua problemă este că trebuia să introducem
surse necondiționale. Adică cu fotovoltaice și din experiența pe care avem în jurnal și știți și asta unde s-au montat stâlpul celulei fotovoltaice, au revenit la cel clasic. De aceea ne rămâne ca și proiect să găsim o sursă de finanțare și atunci și vom accesa. De aceea eu vă rog să aprobați așa cum am propus rectificarea, iar acea sumă s-a discutat, chestiunea este doar de timp, este posibil ca în timpul transferul să fie făcut și să putem achita lucrările care s-au făcut pe drumuri PNDL. Mulțumim pentru explicații, domnul dumneavoastră. Știu întotdeauna, știți să le dați, să le spuneți așa frumos, am depus, am făcut, urmează să facem, să regem. Niciun fel de problemă, vă crede pe cuvânt de data asta. Sau nu știu dacă trebuie să vă crede. Dar nu uitați, executivul îi mă adresez. Au trecut atâția ani de când a început programul operațional regional 2014-2020 și n-ați reușit să duceți nici măcar să începeți vreun proiect pe acest program european. Încă mai așteptăm să vedem când o să faceți un proiect pe port 2014-2020. Am înțeles, domnul, mulțumim. Mai dorește cineva? Domnul, trece la vot. Cine este pentru, pentru acest proiect? Abțineri? 3 abțineri? Împotrivă? Deci cu 3 abțineri. Abțineri, domnul Chiuia, domnul Iaru și domnul Ciuia. La punctul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului suprafață de 14 metri pătrați, situat în orașul Târgoviște, strada Costache, Neghia, de acet apartament numărul 1, bloc C4, scara județul Bacău. Vă rog, comisie. Comisia juridică, da, este favorabil, dar cu un amendament care a fost votat în unanimitate. Termenul de concesionare să fie de 10. Comisia economică a disfavorat. Comisia pentru planetatul a disfavorat în unanimitate pe politicarea sau precizarea de a respecta planul planificatorului și estetica și de comunitate și avantajele de punct de vedere paisagistic la această zonă. Iar în punct de vedere personal, vreau să îmi spuneți dacă acest preț s-a modificat așa mult față de anul trecut. Anul trecut, un salon de cosmetic a solicitat o concesiune pentru 25 de metri pătrați, iar nivelul minim al redevenței a fost de 60 de euro pe metru pătrat pe an. Aș vrea să folosim aceeași unitate de muncă. Mie mi se pare că diferențe foarte mari. Eu sunt de acord cu toate, toți cei care au inițiativă privată sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Haideți să ajutăm pe toată lumea. La fel. Pe metru pătrat 60 de euro, nu. Câți ani? Câți ani? Nu, dar ce? Dar pătărâri nu mai... Nu, nu mai știu. 25 de ani. 25 de ani. Da. Chiar acum o să vezi foarte să ne vorba asta. Despre ce-i vorba? Da. Nu, nu plătește, pare a renunțat. 60 de euro era pe metru pătrat pe an. Și se pare normal acum. La prețurile la care suntem acum, totuși e rezonabil. Prețul ăsta și-l cumpărat. Deci anul trecut în mai am aprobat hotărârea asta. Același evaluator pe domnul Stelian. Același evaluator. Nu, dar anul trecut a fost domnul Stelian. Ah, da. Și a fost 2 euro pe metru pătrat. Pentru concesiunea asta am lucrat la un alt evaluator. Am discutat cu doamna care reprezintă societatea respectivă, dânsa a zis că poate să vină să-și susțină raportul față de locul. Sunt de acord, dar zic că între 2 euro luna trecută și mai 2017, 60 de euro, diferența e mare. A putea să-i dacă mai este interesant. Da. Să-mi așa deci, nu înțeleg de ce atâta gravă să concesionăm acest teren, am mai zis-o și o mai zic, bugetare, da? 78 de euro pe an, este o sumă foarte mică care intră la bugetul local și nu vreau să se zică că nu putem manageria
gunoaiele din zonă care se află. Vorbim de 14 municipalități. Vorbim de ce proiect? Ce proiect? Problema executivului.
Tot putem să o supunem la proiectul, așa nu putem face la noi. Propunerea executivului. Propunerea executivului, oameni de acolo. Ce am propus supuneți la vot propunerea făcută de varianta executivului, trebuie să o supun. Varianta executivului, cine este pentru? Cine se abține în varianta executivului? Abține. 4. 4 abține. Da, deci împotriva nu sunt. Acum văd, a trecut varianta, vă s-o pun pe a doua? Da, s-o pun pe a doua. Dacă îmi permiteți să fac un singur remarc. Mă surprinde atitudinea colegilor din Comisia Juridică, care una zic și alta fac. Când a fost inițiativa mea, a fost tot un grup de colegi care acum a votat invers și făcea tot felul de comentarii. Da. Mergem mai departe. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului suprafață de 2892 metri pătrați, în față orașul Gorna, cartierul Asălit, Simul Cartieră, județul Bacău. Am o rugăminte. Am văzut că au început discuții pe imagine. Sunt un om foarte tolerant. Vă rog, scrieți-vă la vot și vorbiți cât vă, nu e nicio problemă, vorbiți mai multe ori. Vă dau cuvântul, dar nu încep sarabanda discuțiilor pe noi. Așa. Comisiile, vă rog. Comisia Juridică de la Producătare, Sfântul. Comisia Economică a zis nefavorabil, două voturi pentru, două abțineri și un vot neexprimat. Eu. Chiar doar nu prin incompatibilitate. Comisia pentru Urbanism a zis favorabil, trei voturi pentru, două abțineri. Discuții, vă rog. Domnul Rusu, vă rog. Da, executiv a venit și la ședința trecută cu acest proiect de hotărâre. N-a trecut sau nu așa. A trecut, n-a trecut, ne-am ținut cu toții. Noi, în principiu, suntem de acord, așa cum am spus și acum câteva minute, cu inițiativa privată, să-i sprijinim pe privați. Am întrebat atunci dacă există cumva vreo cerere din partea unui agent economic sau unei persoane private pentru acel teren ca să-l concesioneze, pentru a fi concesionat, sau dacă e secret, nu știu, ce așa mare secretomanie, că au devenit așa, sunt discuții și prin oraș și prin mediul online, deja devine suspicioasă această problemă, de aceea vă rugăm să ne dați niște explicații, spuneți-mi, există o persoană, nu există, suntem de acord și așa spre perioada degeaba, dar haideți să vedem ce se întâmplă, că sunt atâtea discuții și au fost și la ședința trecută, ați venit cu el în ședința asta. Spuneți-mi despre ce este vorba. Problema cu gunoaiele și deșeurile, că vor duce, vor fi puse acolo de nu știu ce terți și va veni gardă de mediu, nu prea ține. Este de asta există gardă de mediu, o să primească cine duce acolo amendă, deci nu. Spuneți-ne ce e cu terenul ăsta, cui vreți să-l dați, cine vrea să ia, ce vrea să facă și noi suntem într-un totul de acord să facă cineva ceva. Vă mulțumesc. Vă exprimați în numele tuturor. Moni, doi. Domnul vicepreședinte, domnul răspuns. Inițial aveam impresia că s-ar putea să fie ceva putred în țipeștea în Norvegia. În Norvegia. În Danemarca. Într-o săptămână a venit garda de mediu și cei de la APD2. Inițial cu intenția de restanționă. Și a zis, le dați-mi un cer. Să vedem ce putem. Mă refer la suprafața de teren, 2800 și ceva de metri pătrați, situată lângă cariera de pe la limită cu sălui de un loc. O zonă care s-a creat în urma aluviunilor care au venit mărirea postului de debit a slănicului, sau de bus, sau decantat, și s-a creat o suprafață de teren acolo. Această suprafață, trebuie să recunoaștem că frecvent a fost folosită de cei de la Slănic Moldova și cei care au renovat, au reabilitat cursul anului Slănicului, depunând, știu și eu, materiale de construcție și tot ce aveau acolo. Dar s-a transformat în Europa de gunoi, sau mai bine o zonă, de depozitare a deșeurilor pentru cei din zona Slănicului Moldova. Vin și acolo le depozitează. Am trecut la o
foarte igienizare, am curățat, am folosit colțe și nu se face nimic. Pe grades, deci niște colțuri destul de desemnate ca să arătăm că putem aduce terenul în faza care și-o doream cei de la mediu pentru a organiza național. Vă spun sincer că la o săptămână de zile lucrurile erau la fel. Am luat o inarșă, de tot să termin două săptămâni de zile. Aceeași situație se perpetuă și va fi mereu. Cine deranjează că am putea, dar nu știu cui, că nu și-a exprimat, nu știu pe nimeni să-și exprima dorința în momentul de față de a concesiona suprafața respectivă ca să facă ceva sau măcar să o întrețină. Aș da-o degeaba, vă spun în modul cel mai sincer, dacă ar fi a mea proprietate, i-aș da-o degeaba și nu pot să o administrez. Trebuie de, ne sprijinăm, e la distanță mare. Cineva a recomandat că ce face cel de la Garda de Mediu din Comisia de Mediu din primărie. E peste mână, n-ai un control. Cunoaiele se depozitează mai ales noaptea și dimineața continuare la serviciu. N-ar fi decât un avantaj decât să plătim de 2-3 ori pe an amenzi pentru faptul că sunt găsite depozitate deșeuri. Nici măcar nu sunt cetățenilor din zona noastră, mai preferat ar fi să intre în administrarea cuiva și să facă, eu știu, să desfășoare o activitate de care fi. Inclusiv cea care sugerau unii dintre colegi că cei care sunt cioplitori de piață vor să-și stabilească, nu știu cine, atelier acolo să facă pentru ce lucrurile. Nu contează cine. Deocamdată nu știm cine. Important este să administreze cineva la acel teren pentru a nu mai fi pasibil de a fi sancționat. Domnul viceprimar, îmi cer mii de scuze că intră. Îmi cer scuze, doamnă, nu aveți voie să vorbiți. Îmi cer eu scuze pentru dumneavoastră, dar nu aveți voie să vorbiți. Eu... Dacă mi se dă, îmi cer scuze, nu aveți voie și nu vă permiți să vorbiți acum în ședință. Eu cred că am fost foarte clar și v-am spus că nu vă dau voie să luați cuvântul. Nu transform această ședință în nimic altceva decât va fi o ședință. Nu aveți voie să interveniți în timpul ședinței. Punct. Eu vreau să spun despre un raport geologic al zonei. Vă rog, domnule. Deci nu cred că s-a schimbat prea mult datele suplimente de la ultima ședință, de la ședința în care a fost același punct de ordine de zi, ca și acum. Da? Primăria își recunoaște neputința de a administra un teren proprietate, zicând că acolo vor fi depozitate gunoaie. Gunoaie sunt depozitate și pe Pârâul Vulcita și văd că nu-i dați de concesiune. Gunoaie sunt depozitate și pe Râul Trotuș, văd că nu ia nimeni în concesiune. Deci problema este de cariera de piatră care dă de mâncare la locuitorii orașului Târgovna, așa, și la cine vrea să vină acolo, vrea să plătească doar 78 de euro pe an, timp de 10 ani, da? Vă anunț că primăria a dat 600 de lei numai pe cadastru și 600 de lei numai pe evaluare. Și vrea, cu tot din adinsul, inițiatorul acestui proiect, da? Să dea acel teren în concesiune. De ce să nu mai așteptăm? Dacă vrem cu adevărat să menegeriem cu noi în orașul Târgovna, punem camere. Dar am observat că nici anul ăsta nu vom pune camere, pentru că nu mai sunt bani bugetați. Mai pot. Vă rog, domnule. Având în vedere că nu există un client anume pentru acest teren, îmi cer scuze, doamna consilieră a realizat problema ta trecută, doamna Liliana Marna. De ce una din firmele de la Consiliul Local nu se angajează să facă ceva acolo? Și îl dăm la alții. Este mai ușor, este mai... nu știu. Aici intervine suspiciunea. Că cineva se întâmplă ceva acolo și noi nu știm. Deci ia să ia inițiativa cele două firme, una din, de fapt, cea mai indicată de consiliu. Să facă acolo ce dorește dumneavoastră să facă. Să aducă bani pentru ei. Mulțumesc. Cei doi directori sunt în sală. Doriți să dați un răspuns? A domnului propune, al domnului Iaru? Bun. Am înțeles. Atât mai scurt. Primul ea a cheltuit
de 3 ori taxa de concesiune până acum, făcând cadastru și evaluare. De 3 ori taxa de concesiune în 3 ani. Bun. Mulțumesc. Mai are cineva la ceva, vă rog, domnul. În momentul când se este părerea mea, în momentul când o să fie o persoană sau juridică sau fizică interesată de acest teren și o să vină la primărie, că dorește să concesioneze acest, deja să știe că se dorește concesionarea lui, atunci mai rămâne. Domnul Primar, proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică. Nu poate face la ora nouă cine va fi acolo. Este licitație publică, poate să vină și domnul Cucu și domnul Rusu. Cine dorește la, la această licitație? Este vorba de terenul de jos, nu are nicio legătură cu cariera de piatră. Dacă cineva vrea să exploateze piatră, trebuie să meargă la Agenția Națională de Resurse și de altceva. Noi am avut din nou această problemă, având în vedere că, v-a spus domnul viceprimar, au apărut probleme de mediu pe care noi putem controla. În ceea ce privește problema care a pus-o domnul Ialu ca cele două societăți să facă, sunteți în Consiliul de Administrație, propuneți, avem nicio problemă. Și dacă cele două societăți vor să facă aplicare acolo să o facă. Eu vă spun din experiență că în anii 96-2000 am dat gratuit locul unde se depozitau deșeuri și vă amintesc la capătul străzii Crizantemelor, pe abator, am dat gratuit aceste terenuri, oamenii au făcut curățenie și ele sunt acum niște terenuri redate, domnul David și-a aduce aminte, terenuri care sunt date în circulație. În acest scop, dacă cineva ia acel teren, îl împrejunește și poate să facă ceva acolo, terminăm cu aceste depozite care nu pot fi controlate, s-a dus noaptea, s-au adus și materiale de construcție și de aceea trebuie să facem ceva cu acest teren. Deci, l-am propus dumneavoastră hotărâți. Însă, în ceea ce privește că doriți neapărat să știți cine, nu poate nimeni să vă precizeze la această oră ce se va întâmpla cu parcitate. Mai dorește cineva să facă o notificare? Domnul Mocicu. Vreau aduc în discuție că de 2 ani de zile o persoană de acolo cere închiriere 20 de metri pătrați în fața porții și nu i s-a aprobat, nu i s-a dat nici măcar răspunde și până acum. Când este interes, concesionarea este scoasă aproape la fiecare ședință. Bine. Trecem la vot. Cine este pentru? O secundă, am uitat ceva la președinte. Cheltuielile care ocazionate de licitații sunt recuperate de la cei care participă sau la cei care câștigă licitația. Deci s-au făcut rapoartele, dar ele, în caietul de sarcini, va fi scris că el trebuie să recupereze. Așa că nu a făcut primăria nicio greșeală, să nici nu poți cere cuiva să facă un raport de evaluare sau să facă un cadastru dacă nu știm care va fi acela care câștigă. Asta e regula și sumele vor fi recuperate. Mulțumesc. Hai să trecem la vot. Cine este pentru? 3, 4, 5, 6, 7, 8 voturi pentru. Abțineri. Abțineri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cine este împotrivă? 8? Da. Abțineri împotrivă. 1, 2, 3, exprimată. Așa că este un vot neexprimată. Vot neexprimată înseamnă că nu participă sub nicio formă la această... Nu ați participat deloc la dezbatere. La dezbatere și nici la vot. Și asta îmi conferă o posibilitate ca pe viitor să particip la licitație, dacă voi participa, fără ca să intru într-un conflict de incompatibilitate. Asta e simplu. Bun. De ce n-am dat de vot? Domnul Mău, să proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate în Zilei Naționale a României, 1 decembrie. Comisiile, vă rog. Comisia Economică Desfavorabilă. Comisia Juridică Desfavorabilă. Discuții, dacă pe marginea acestui subiect, vă rog, dacă se înscrie cineva. Nu se înscrie nimeni. Atunci voi trece la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotriva, a trecut în unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației plan urbanistic zonal pentru investiția construirea locuințe în preșmire, tren și acolo autorități oraș, în comuna județul Bacău. Nu se reprezintă disfavorabil. Alte comisii? Nu se reprezintă discuții pe marginea subiectului. Cine se înscrie la discuții?
Nu mai sunt sens că e nimeni. Atunci vom trece la vot. La punctul 7. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri? Împotrivă? A trecut în unanimitate. La punctul 8 este informare. Domnul primar trebuie să ne informeze. În perioada, în ziua de 8-9-2018, am fost invitat la localitatea Rem din Ucraina, unde am participat la aniversarea 470 de ani de la atestarea documentară a localității. Localitatea Rem este o localitate în care noi suntem împrățiți. La zile orașului a fost și primarul de acolo la noi. Dar de 15-9 în Raiul Mialoveni, din Republica Moldova, a avut o semnare a protocolului de înfrățire dintre Raiul Mialoveni și județul Bacău și județul Ilfov. A fost o manifestare la care a fost invitat și a participat în rolul domnului președinte al Consiliului Județean. În data de... a avut Asociația Orașelor din România, a avut o ședință cu Asociația Orașelor din Republica Moldova și această ședință a avut loc la Chișinău și am participat și la această ședință. Celor din Chișinău, pot să credeți la punctul acesta. Da. Vă doresc să vă informez cu o problemă care o avem de la Delu Gaz și vă rog să vă spuneți punctul de vedere. Sunt două adrese de la Delu Gaz, am discutat și la ședința trecută. Acel teren, ei intenționează să facă o nouă stație de transformare de 110 kV. Știți că a fost inundată de două ori stația, este un fund strategic pentru oraș și prima adresă au spus că vor, acum au obținut și avizul de la șefii lor să facă această investiție și ei spunează reamplasarea stației că acest amplasament din nou, care este undeva pe drumul care merge la stația de sortare, este în vecinătatea linii de 110 kV, este acces direct din DN, lipsă imobile locuite în apropiere și zona este neinundabilă. S-ar elimina această problemă a inundării stației, care la 4-5 ani a fost inundată. Locul ales de dânsii este undeva în zona cum se merge pe stația de sortare, în partea stângă. Inițial au dorit în partea dreaptă, dar acolo nu, proprietarii nu sunt de acord să cedeze terenul. Și amintesc că vă transmitem acordul nostru de principiu privind reamplasarea stației transformare de 110 aflată în stângă, că locația propusă de dumneavoastră ca autoritate publică. Noi am propus un amplasament în partea stângă și să primim în schimb terenul după ce va fi dezafectată stația 210, care știți cu toții, este pe strada Fundătura, lângă stația de epurare. Păream de la dumneavoastră opoziție și să vedem dacă continuăm aceste demersuri de achiziția acestui teren pe care tot și doresc să-l construiască și vom veni cu amănunte pe parcursul. Aceasta este una din probleme. O a doua problemă, Amicul Internațional are terenul de la fostul abator, care dorește să-l înstrăineze și a făcut din nou apel la noi dacă suntem interesați sau nu. Trebuie să ne dăm un răspuns. Și ultima problemă pe care m-aș dori să o aduc la cunoștință este faptul că Foserco are terenurile care le-a deținut toate de vânzare. Este vorba de terenul de pe Abramea, unde a avut sediu, 8205 m². Este vorba de terenul de la Gara Mare, vis-a-vis de Gara Mare, dacă știți unde aveau ei rampa, și un teren în suprafață de 4060 m², și terenul de jos de la Bat. Și sigur că ar trebui să ne exprimăm o poziție, dacă ne interesează sau nu, având în vedere că toate întâlnirile pe care le avem cu oamenii de afaceri, ei spun așa, ce ne oferiți? Vă dau un exemplu, am participat și
am mai multe întâlniri, și localitățile care pot oferi drum de acces, energie electrică la o putere corespunzătoare, care ei sigur că o vor solicita, și dacă sunt utilitățile. Ar fi pentru Târgovna o zonă de interes pentru agenții economici și este și în zona industrială a orașului. Eu vă aduc la cunoștință și dumneavoastră veți hotărâi. Este vorba de terenul care este, știți, între stația de curare și acolo, cel de peste jurul de Gara Mare și cel cu Târgovna. Discuții pe marginea propunerilor. Domnul Rusul, facea. Terenurile sunt terenuri bune. Merită luate în discuție. Dar de ce avem? Suportă bugetul local în achiziția acestor terenuri. A trebuit să mai apelăm la credite și nu știu dacă ar fi chiar în regulă. Să mă apelăm la bani și să cumpăr terenul. Agenții economici, ce se romanță, ce ne oferiți, am discutat, ne trebuie să ne oferim, o facilitate măcar, dacă nu se întâlnă. Nu trebuie permite să cumpărăm la terenul. Cine știe ce prețuri, ce orice, de la ce preț, pornește licitația la FOSERO. Nu le dau nici aia chiar așa ieftin. Și, repet, credit pentru achiziționarea lor, nu știu dacă ar fi chiar în regulă. Și așa avem atâtea datorii la frânci și Dumnezeu mai știe câți ani mai plătim de acum încolo toate datoriile care avem și cine ori mai vechi în bani. Da, repet, terenurile sunt bune, dar cu ce le bun? Tocmai de aceea a venit în Consiliu și a făcut afirmația și astăzi că agenții economici trebuie sprijiniți și aduși aproape. Nu putem intra și nici nu întrebăm. Sigur, ei sunt afișate, sunt societăți de publicitate care se ocupă, sunt niște prețuri mari. Noi, discutând și exprimându-ne intenția, putem să ajungem la niște prețuri pe care o să le discutăm, că nu poate primar să fac nimic. Eu vă dau doar un exemplu, că la Dărmănești s-a scos la vânzare centura ocolitoare, calea ferată din de aici până sus, da? Și sigur că s-au pornit de la sume, n-a dat nimeni, și a cumpărat primăria. Vă dați seama ce centură pot să fac. Se scoate acum tot terenul de la rafinerie și se scoate și coada. Da? Ei vor merge la toate. Pentru că se pot negocia, nu discutăm prețul. Eu doar atât am spus că dacă noi trimitem sau nu trimitem o scrisoare de intenție și tot cum a făcut și data trecută, din cadrul consilierilor va fi o comisie care discută, negociază, dar ar fi păcat să ne trezim, uitați, de exemplu dau acum, am venit în Consiliu și m-am informat că se vinde terenul dintre Salina și Codul de la Salina, da? Și am spus sub nicio formă nu. El a fost cumpărat de o societate privată și acum a rugat noi frumos să permită parcarea mașinilor de la Sare, nu știu cât, dar oricum acum cât e problema și aglomerarea care s-a blocat sâmbătă și duminică, ne permite să parcăm tirurile acolo și până primăvară. E mare lucru. Poate era de interes să... Deci era cumpărat cu Salina, era interesuit. Nu, Salina a încercat, n-am putut și acolo sunt tot felul de aprobări. Eu v-am dat un exemplu ce s-a întâmplat. Sigur, chiar la fel. Eu toți mai erau București, vreau să le lase banii să cumpere terenul. Haideți, noi le explicăm noi, Salina, știu mai bine. Eu din ce știu, domnul Ilie a încercat atunci să facă. Eu știu că a încercat. Eu vă aduc doar la cunoștință. Eu doar vă aduc la cunoștință, ca să nu... De asta spună... legislația din România blochează multe lucruri. Deci rugămintea este, eu am informat, să concentrez din proces verbal, ca să nu avem discuții și probleme, de ce nu am adus la cunoștință. Dacă dumneavoastră hotărâți să trimite o scrisoare de intenție, trimitem, dacă nu vreau să știți. Spuneți. Deci, eu nu vreau decât să iau, dau nu știu ce știu. Și eu o mică replică lui domnul Rusu și îmi pare rău că am mai explicat acest aspect. Că Salina a dorit să cumpere acest teren. Am ajuns cum la contractul sau la precontractul între Societatea Națională a Sărei și proprietarul respectiv. Dar noi am vrut să cumpărăm acel teren încă din anul 2004. Eu personal am fost, dacă vreți să vă interesați, la
personal la Galați era un director care se numea Rădulescu. De atunci a vrut să cumpărăm acel teren. Dacă sunteți atent, domnul Rusu, mai vedeți, dacă nu, vă mulțumesc. Înseamnă că vorbesc, arată cu mâna spre mine și pe urmă cere explicații. Cere explicații. Păi da, mâna era întinsă. Salina nu este Ilie. Salina este o instituție. Și atunci mă simt în dator să vă dau explicații. Am ajuns până într-acolo și conform legislației am făcut de comun acord cu proprietarul terenului, am ales un evaluator din 7 sau 8, că am avut noi la dispoziție la vremea respectivă, ca ofertă. Ne-a făcut un raport de evaluare. Raportul de evaluare, ca să vă spun cinstit, a fost de 13 de euro, așa l-a considerat acel evaluator, că este prețul 30 euro pe metru pătrat, în zona respectivă și proprietarul nu a fost de acord cu acel preț. Ori o instituție de stat ca Societatea Națională a Sării nu poate merge la a face un contract de vânzare-cumpărare în afară unui raport de evaluare. Nu ne-am. Categorii, nu permite legislația. Și în acel moment am încetat. Dacă vreți să vă spun, vă spun cu cât s-a vândut. 14 euro. În aceste condiții, spuneți și dumneavoastră care s-a pus la pescăturile. Nu s-a pus. Nu că nu știa. Nu s-a pus. N-a fost de acord proprietarul terenului să vândă. Eu nu pot să-ți iau ceva forțat. Ne înțelegem? Dar spui, dumneavoastră, dai prețul ăsta. Eu nu pot să-ți dau decât prețul ăsta. Și el n-a fost de acord și a vândut cu 14 euro. Pentru că poți să-l obligi pe om să-ți vândă? Nu pot. De asta Salina, deci, a făcut toate demersurile pentru că acel teren era necesar fără doar și poate și pentru doar care. Domnul președinte. Imediat stați pe domnul Mocum de care de aceea ce a spus. Să pentru fie cu idei. Bine, hai. Vreau să subliniez că domnul Iliescu, Salina a făcut toate demersurile care au fost prosebite. Dar dacă primăria impunea Salinei, doresc nu mă mai aprovizionați cu sare granulat, mașinile de pe drumul Băcere, sau cum îi spunea acolo, strada Băcere. Nu era Saline, nu erați obligați să căutați o soluție și asta era una dintre soluții? Nu înțeleg că întrebarea. Întrebarea lui, nu, eu am spus. Da, mașinile se alimentează, se provizionează, da. Nicu vrea să spune că putea să aveți o înțelegere cu primăria ca să vă forțeze într-un fel să nu mai așa și dumneavoastră cu această adresă de la primărie, să mergeți la primărie și să spuneți unde vreați dumneavoastră. Acea parcare nu făcea decât să descongestioneze drumul. Dar nu vorbim de încărcare. Deci încărcarea e altceva. Încărcarea e altceva. Parcă la București. Dar nu se face încărcarea din stradă. Verificăm. Păi da, dar e altceva. Încărcarea e altă problemă. Dumneavoastră credeți că putea să aducă Salina Sare aici, din coace, din linia CFR, unde vorbim din terenul ăla care trebuie să fie o parcare? Nu, dar să nu mai blocată acolo. Nu, Nicu, are altă problemă. Încerc scuze. Încerc scuze. Are altă problemă. Haideți că problema oricum e mare. Da, eu văd din punctul meu de vedere că am să vă știu. Și în baza cărei legislații, executivul putea să sobeze Salina, cumpere teren? Cum? Strada Salina este drum public. Că tu n-au schimbat la cumpărarea unui teren? Cum să sobeze? O instituție cumpere teren? Cine se crede? Domnule, vă rog. Nu înțelegeți decât ce vreți. Haideți, domnul, vă rog, domnul Măciucă, sunteți următorul. Vă rog. Observ ce sunt de tot felul de inițiative care vor să transforme primăria în agent imobiliar. Eu nu înțeleg dacă un investitor, de ce trebuie să vină să cumpere zestrea unei primării și nu poate să-l ducă el să-și cumpere singur activele de care are nevoie. Nu înțeleg de ce primăria să achiziționeze un terenul în momentul în care avem o casă Borisov, proprietatea primăriei care se dărâmă, da, monument istoric. Avem zestrea poliției care a fost achiziționată cu 100.000 de euro, care stă și se dărăpânează și ea. Școala numărul 1 cu anexele care se degradează în mod continuu și noi trebuie să luăm alte terenuri. Pentru ce? De ce? Că nu poate un investitor să-și aleagă, să vadă o oportunitate în Târgovna și să vină să-și ia el direct ce anume dorește? Vamos ver.
De ce să fie intermediar sau cu zestre primăria Târgovna? Pe banii publici, nu înțeleg. Noi ne gândim să achiziționăm noi terenuri, să ne împrumutăm din nou în condițiile în care noi avem, de exemplu, și terenul care am discutat mai devreme, de 2.892 de metri pătrați, în Curaș Slănic, pe care noi luăm amenzi de la mediu și nu suntem în stare să adunăm gunoaiele și vrem să cumpărăm acele terenuri care știe toată lumea că sunt pline de gunoaie și probabil că vom lua la fel de multe amenzi de la mediu și de la alte instituții. Cred că ar trebui să ne gândim bine. De parte temporăm, de parte vindem, dar ne împrumutăm. Mulțumesc. Bun. Domnul viceprimar, vă rog. Aș vrea să fac câteva mențiuni în legătură cu terenul solicitat de Belgaz electrică. Și există o oportunitate pentru a clarifica această problemă, ținând cont de riscurile la care ne expunem în stația de transformare, datorită inundațiilor, la următoarea s-ar putea să nu mai rămânem cu scumpare în lumea electrică în perioadă de inundații. Mai mult decât atât, am fost personal de unul de domnul Dame și directorul la Belgaz pentru a stabili o locație în zona respectivă și credeți-mă că am încercat să ne limităm în zona unde am considerat că prețul ar fi cel mai mic. Și dacă e careva curios, poate să meargă cu mine să iară zona, să vadă unde i-am recomandat să facă această investiție. E vorba de aceeași suprafață, 2400 metri pătrați, e 60-40 părțile. Echipamentele care vor fi aduse. Ne puteți spune acum este terenul? Nu, nu spune vreo casă materie. Acum este terenul? Acum îl pune. Acum îl pune, da. Și e o zonă, într-adevăr, care, din punct de vedere a prețului, zic eu că cel mai mic care poate fi scos în zona respectivă. Iar partea care ține de îmbunătățirea și siguranța a iluminatului, zic eu că chiar ne dă, sau, eu știu, ne obligă într-un fel să facem demersuri de cât mai rapid, că ei se poate să-și pregătească toate documentația. Mai are cineva ceva de adăugat? Sunt trei proiecte, sunt trei solicitări. Delgaza, Nicola și Foservo. În fiecare caz în parte sunt anumite proceduri care trebuie demarate. Voi supune la vot pe fiecare caz în parte. Delgaza. Cine este pentru? Pentru ca să știi ce are stația de transformare. Să vote stația de transformare. Este vorba de un raport de principiu, pentru că punerea la vot ar fi făcut guvernat. Ca să știi, dacă continuă să nu trebuie să dăm un răspuns. Dacă nu demarează niște cheltuieli aferente acestei demarări din procedură. Vedeți, și ne-au făcut o adresă. Mă transcând la procedură. Îți mai spun o dată. Fiind amplasarea stației. Deci, era un acord de principiu. Asta, dacă dumneavoastră... La diverse. Este informare și nu se votează. Ascultați-mă. Deci dacă dăm un răspuns că suntem de acord, că facem o scrisoare către proprietarul terenului, pentru că în prima fază, când am mai discutat problema, ei solicitase terenul pe partea dreaptă, unde e proprietarul Munteanu și unde e proprietarul Alcorecu. Am discutat cu ei, nu au fost de acord sub nicio formă să cedeze terenul. Dar Alcorecu a spus, domnule, dacă se găsește o posibilitate în partea stângului de sunt cazematele, acolo putem discuta. Și gândiți-vă că eu în 2005 și 2006 am stat două săptămâni fără curent electric, anul acesta am stat doar câteva zile, 5 zile am stat fără curent electric, până am scos tot nămurul din stația respectivă. Deci este interes și pe noi, și pentru Târgovna, și bineînțeles pentru toate celelalte localități din zonă, pentru că este linia care vine de la Onești spre... Da. Și atunci noi putem spune da, vă informez în prima ședință care sunt discuțiile și ședință de ședință, o să vă spunem în ce fază suntem cu această adresă a lor. Trebuie să le dăm un răspuns, dacă suntem sau asta era problema. Dacă, pentru ce am să vă mai mult dat cuvântul, domnul Mirea, dacă nu sunteți de acord cu votul, nu am nicio problemă.
Spuneți o altă alternativă pentru primărie. Domnul, dacă așteptați când fiecare dată se rezolvă, așteptați să vă dau cuvântul. Care este problema? Domnul Giulia. Puteți să spuneți frumos. Domnul Giulia. Luna trecută, domnul primar a venit cu aceeași informare. Referitor la Delgaz, cu aceeași probleme cu terenul, cu mutarea stației de așa. De ce nu a fost trecută luna aceasta pe mărirea de zi, ca să putem să o votăm? Știindu-se problema. Asta e întrebarea. Domnul, nu e dat nici păința, dar nu e și un acord de principiu. Așa ceva, vă rog să-mi dați... Nu pot rău ceea ce e de la data de 31 a 10 a 2018, la ora 3:24 de minute, a sosit adresa lor. În prima fază ne-a spus că nu putem lua și dumneavoastră ne-a spus atunci, interesați-vă, discutăm de alt teren. Arăt ce schema acum, terenul a fost pe partea dreaptă, cum se merge la stația de purare și acum este pe partea stângă. Deci de data trecută până acum am mai făcut un pas. Ne-am spus, am discutat cu cetățenii, nu sunt de acord. Acum, dacă dumneavoastră spuneți, domnule, fă demersul, eu fac demersul și o chem și spun. Vă las plan și să vedeți. Este înspre adăpostul de câine al nostru cu partea de acolo. Și acolo zis, da, aici putem. Ei s-au dus, au și procedurile lor, să duc până la București, să duc ajung în Germania, la bordul lor. Poftiți? Nu eram un acolo. Nu era nici acolo. Haideți, dacă vreți, duceți-vă acolo, uitați pe plan. Dacă vreți să vedeți. Dacă a venit acum așa în ședință, haideți să știu că nu fac niciun, nu fac niciun pas până la urmă. Nu, e pe partea stângă. Luați-vă și uitați-vă. Nu dau semnale. Și la prins ești irunitare. Pe bune, nu. Cum întrebările astea din clasa 2? Nu, dacă credeți că nu trebuie. Dar așa, stați așa. Domnul Rusu, vă rog. Mulțumesc, doamnă. Cu plăcere. Mulțumesc frumos. Putea să ne atrageți atenția în alt bol. Vreau să vă spun și eu că de când sunteți în Consiliu, nu prea v-am auzit. Îmi cer scuz, vorbim. Domnul primar, veniți și ne forțați într-un fel mâna să fim de acord. Nu știu dacă e corect sau e ok ăsta. Trimiteți-mi o adresă, că intenționați să vă de ce, de ce trebuie să aveți acordul nostru? Care este problema? Nu putem vota. De ce să votăm? Ce votăm? Un acord de ce? Pe mine asta veni și ne consultați acum la ăsta de informare, la portântul de informare sau la diverse, la cele noi aici, în repede. Ne-ați informat. Trimiteți-mi adresa, care e problema, dar de ce ne pune să votăm? Să trimitem adresa, și asta este. Trimit adresa că suntem de acord. Dar e problema dumneavoastră, executivului dumneavoastră, ați primit, ați venit în Consiliu, ne pune să votăm, ce să votăm? Sunt probleme de patrimoniu care trebuie să le știe și Consiliul Local. De ce avea hotărâri simpluri? Vă consult pe noastră. Dacă nu vă spuneam, era rău. Dacă am venit și mai rău. Dar nu e problemă. Nu, acum am venit și eu. Da, scurte. Deja au fost atâtea discuții cu terenul ăla, ca cui este. Dacă informăm, nu-i bine. Dacă nu informăm, nu-i bine. Este problema. Dar e o problemă a orașului și o necesitate. În perspectivă, ne vom trezi cu surprizele plăcute. Și orașul ar putea să reacționeze altfel la un moment dat. Domnul Vicepriet, cunoaște problema. Cunoaște, dar știm acum este și ce este problema. Nu mai cunoașteți. Vă rog, domnule, da. Eu am mai vorbit cu Consiliul Local și ne-am spus cu ceva timp în urmă. Dacă discut eu din punctul meu de vedere, nu mă interesează acu' ei terenul, nu mă interesează dacă sunt anumite probleme din persoană fizică, pe mine mă interesează dacă îmi este permis să mă exprim cât se poate de clar, fără atunci atingeți niciunui coleg și a modului de abordare a problematicii, ce ar vrea doar să vă atrag atenția, că este momentul oportun de a se face această investiție, că dacă nu reușim să o facem acum, nu știm că nu o mai facem. Și mare lucru, dacă nu cumva, adică chiar dacă o face Delgazul investiție, dar e pentru orașul nostru, nu o face pentru alții. Nu o face nici pentru Târgu Trotul și nici pentru alții. Aici vreau să fac o mare, să faceți o mare diferență. Toată stația aia, știe cineva stația de 110 în ce an a fost construită? Dacă nu știți, haideți să ne gândim. Când a fost construită și vă spun că toată aparatura de acolo este învechită așa cum este învechită în toate posturile de transformare din oraș. Vă rog să înțelegeți că toate locuințele noastre și în tot orașul, puterea instalată a crescut mult
mult peste ce era la momentul când s-a construit stația. Vreau să vă mai spun că numai eu cunosc de 4-5 ori când mi-a fost solicitate utilaje de către autoritatea locală de a-mi scos mânul de la stația 110. Vreau să vă mai spun că noi, împreună cu toți cetățenii orașului, vom suferi de câte ori să lua iluminatul și vedem cât de câte ori sunt probleme la stația 110. În tot orașul nu mai avem. Deci, nu asta mă interesează. S-a mai pus problema. Îți de acord să cumperi, dacă vreți, el cazuri cu terenul. Îți de acord cum vreți dumneavoastră. Dar este important să facă o nouă stație de transformare și răspăzeți de roborți în orașul Târgoviște, pentru că de fiecare dată problemele și necazurile se vor repercuta asupra cetățenilor orașului. Și ei, cei de la Delgaz, astăzi zăsei, au luat bani atâția ani din orașul Târgoviște, vor pleca, dar investiția va rămâne, va da la alții. E o altă problemă. Dar eu cred că este foarte bine să îi forțăm, dacă se poate să facă așa investiție. Vă mulțumesc. Asta e părerea. Domnul Bucurău. Da, sunt total în asentimentul domnului Ilie și cunosc foarte, foarte bine starea stației respective, starea echipamentului de acolo, pentru că am fost o lungă perioadă la Salina și ne-am confruntat cu stația cealaltă de lângă Salina. Problema care o ridic acum și care este de neînțeles oarecumva, este grava pentru care facem demersul ăsta. Pentru că oricum urmează iarna și nici într-un caz nu se vină luna asta sau luna viitoare inundată. Ce așa cred. Doi la mână, ar trebui când dăm un vot să-l dăm în cunoștință de cauză. De asta eu sunt de părere că ar trebui un piculeț mai bine fundamentată și informarea și cererea și chiar să facem o deplasare în zonă. Că eu de gândesc la ora asta, eu știu un pic cam despre ce-i vorba acolo, dar chiar în amănunt să văd dacă într-adevăr Delgazul, soluția Delgazului, n-ar putea să fie altă, dacă n-ar putea să fie în altă parte, dacă n-ar putea să fie cu o altă formă. Nu știu să fac o părere despre evaluarea financiară, etc., etc. Aș adaug un vot acum și se pare că nu-l dau cunoștință de cauză și nu-l dau cu tot sufletul și nu-l dau cu toată rațiunea. Și atunci gândesc că ar fi mai bine, domnul primar, nu cred că este niciun impediment ca să trimiteți, să purtați o corespondență cu Delgado, să le răspundeți la scrisoarea respectivă și noi între timp deși informăm și vedem despre ce e vorba și în ședința viitoare chiar dăm mai mult decât un vot de principiu, poate chiar un proiect de hotărâre. De ce nu? Adică, nu știu dacă ajută să votăm acum sau nu ajută. Asta e părerea. Da. Deci, în concluzie, trimit. Dăm demersul în continuare la stație. Exact. Că am înțeles. Este totul de acord. Este nevoie, ce a spus domnul, este nevoie de stație de transformare. Sunt probleme mari. Cei de la Delgaz n-au făcut sau cine au luat inițial, n-au fost Delgaz, a fost altcineva care au preluat rețelele electrice, distribuție și tot. Se numește Delgaz. Acum se numește Delgaz, am spus. Acum se numește Delgaz. Au fost E.ON și au fost, acum este Delgaz. Dar de unde până unde să le dăm eu terenul la Delgaz să-și facă? Să-și facă stații, că este interesul lor. Cumva ne-au ieftinit sau ieftinit facturile la energie electrică? Că ne jupoaie Delgaz. De ce n-au bani să-și cumpere teren de la Alconeb să-și facă stații, că este în primul rând interesul lor să ne distribuie și sunt și obligați să ne distribuie energie electrică pentru populație, să-și cumpere terenul de la pe. Dar cum? Cumpărăm noi teren, îl dăm lui Delgaz și Delgaz să ne murgă populul de noi. Să-și cumpere teren Delgaz de la Alconeb, să-și facă stații de transformare, să furnizeze energie electrică către populație. Care e problema? Hai să-i obligăm să-și cumpere. După ce noi ne-au luat aproape degeaba toate rețelele de transport și de asta de nu putem obliga, dar să-și cumpere terenul. Care e problema? De unde suntem noi obligați să le punem terenul la dispoziție? De acord.
asta este. Dacă Alpoleanul nu vrea să le vândă... Și caut în altă parte, nu tu ai spus mai înainte. Și dacă nu găsesc... Păi da, poate contrazici, păi vezi că poate contrazici. Nu, dar interesul... Știu, o să spun acum că eu o să ne spuneți că suntem obligați de... Nu știu dacă chiar nu poate obligat de chiar să ne punem pe la dispoziție. Cred că mă repet, acum aș spune domnul Gazitrache. Deci, mă repet, cred că ar trebui chestiunea domnului primar să facă demersul de continuare de care se dă. Dar am spus să nu le facă. O secundă, o secundă dacă trebuie, da? Deci, după asta ne aduce informații, ne readaptează la zi. Între timp, ne ducem și noi, vedem despre ce este vorba. Da? Ne informăm, etc. etc. Și în ședința următoare putem să aprobăm chiar un proiect de hotărâre. Dacă este bine fundamentul. Da, e suficient ce ați spus dumneavoastră. Noi facem demersurile, dar domnul Rusu, am pretenții cu un liberal trebuie să... Eu știu ce vrei să spune, să ne obligă legea. Este domeniul public dat în administrarea lor și terenul care l-au acum și din totdeauna toate stațiile de gaze din oraș sunt domeniul public care este dat în administrarea. Exact. Sunt utilități în toată România, este așa. Sunt utilități de interes la care dai terenul. Ce este corect? Este corect sau nu? Da. Acum, eu înțeleg. Ca să trecem da. Și sigur că sunt specialiști aici și domnul Ilie și domnul Bucur care este chiar în domeniu. Mergeți, vedeți oportunitatea schimbării stației și eu cred din discuțiile avute că în acest moment chiar trebuie să acționăm pentru că schimbarea unei asemenea stații este o investiție cu echipamente noi, ce spune domnul Ilie și vedeți că toate aceste întrerupări care sunt în mare parte sunt datorate și aceste stații. Vom avea o stație nouă. Eu fac demersurile și în ședința viitoare o să vă informez exact care și ce sunt faci. Sunt bani europeni pentru proiectele astea? Sunt bani europeni? Da, ei fac investiția. Ei fac toată investiția. Ei fac investiția și nu poate fi terenul rămâne al localității. Așa cum facem cu instalațiile de apă, de canalizare, toate rămân domeniul public. Nu putem să ne străinăm așa, poate eu nu să vin de cine știe cui. Terenul rămâne al localității, asta vreau să vă spun. Atunci noi suntem obligați să punem în la discuție și să fac. Mulțumesc! Domnul Dumnezeu, părerea personală, și eu sunt pentru achiziționarea acestui teren. Ideal ar fi să-l cumpere, dar nu cred că o să-l cumpere, că așa îi ajută legea în privința asta. Deci, e clar că, cum spunea domnul Ilie, tehnologia secolului 21 va fi folosită și interesul localității, noastră să mai avem inundații la stațiile, adică să fie o zonă neinundabilă, să mai fie ca până acum. Și mai un argument, care chiar dacă mai mic un pic, e vorba și investiții de sute de mii de lei, numai 1% din taxa la autorizația de construire, care vine la bugetul local. Deci ăsta e un argument. Când un agent economic face o investiție, deși încă o dată spun direct, am mai pus-o, nu trebuie să o oprim, nici un fel. Asta e clar. Mai ales că e chiar și în interesul nostru. Deci eu voi vota pentru achiziționarea acestui teren. Domnul Gozan, și eu votez pentru. E normal că ceva vechi se schimbă aici, o mașină dacă se vechește, trebuie să ții alta nouă, oricum vine mai performantă și se rezolvă problema orașului. De ce nu ne punem problema? Nu ne-a plouat de 3 ani, 4. Dar dacă va ploua și rămâne fără stația veche, și atunci cetățeanul zice, păi că nu a aprobat să facă stația unde nu era în pericol și aveam curent. Păi, vă mai aduceți aminte când am fost în 2009 și am rămas fără curent și fără apă, practic. Adică trebuie să ne protejăm. Plus de asta, eu gândesc că primăria, dacă achiziționează terenul ăsta, să îl închiriază lui Romgaz. Nu mai e mărțit la discurasă. De ce? Hai să te prășim, mă. De ce? Bun, am înțeles la terenul ăla. Deci, de ce să nu înlocuim ceva vechi cu ceva nou? Așa să fie și protejat în acest lucru. Știm starea stației. Deci, părerea mea e să fii super. Știm de aici. La Delgaz a stat bine. Am înțeles să vă începi demarea procedurilor. La Agripec, alte discuții pentru Agricola și Cuvăzeu. Dacă nu vreți să votați, care e alternativa? Luăm cât fiecare în parte, Agricola. Ce discuții sau observații aveți? Delgaz a stat bine. La Agricola. Haideți să o luăm pe punct. Dar nu mai trebuie acolo, nu am spus părerea. Da. Bun, ce face? Supun la vot sau nu supun la vot? Tot așa rămâni ca la Delgaz? Rămâni ca aceeași proceduri fără Delgaz? Bun. Și același ca la Cosel, cu să demarează procedurile, să vadă ce... O scrisoare. O scrisoare. Și o să vă informăm ce se întâmplă. Mai aveți altă opinie? Faci, doamne, faceți și noi. Bun. Andrei și Vasea, după ce am subiectul ăsta,
punctul 8 și punctul 9, întrebări, interpelări, răspunsuri, dacă doriți să discutați. Domnul Măciucă. Vă rog. Domnule Dumnezeu Pașinovi, domnule consilier Bozac Roman, vă cer demisia de onoare, datorită cu deputatul revenirii de atunare de integritate, da? Și prin respectarea regulamentului pe care l-ați depus când ați fost mandatar. Și acum, dacă vreți, trecem la problemele de oraș. Aveți cuvânt, nu spuneți mai departe, nu vă văd oprim. Proiectul de hotărâre de menire la hotărârea de Consiliul Local, pentru hotărârea de Consiliul Local, depusă la începutul anului, nici până acum nu au fost băgate pe ordinea de zi. Ceea ce este ilegal. Canalizarea de 12 milioane de euro și stația de epurare nu funcționează. Dar mai mult, canalizarea refurează și este decanjată. Ce se întâmplă? Dar dăm un răspuns. Peste toate, nu stau în față și eu vă le spuneți că nu sunt atenți, domnule. Răspundeți la întrebare domnul primar sau sunteți prea urmă? Răspundeți prea urmă de toate și prea urmă. De ce drumul de la Sarina nu s-a făcut până acum? Ce răspuns au primit cetățenii din Vâlcele la memorul pe care l-au depus la primărie cu cerințele lor? Au trecut 30 de zile, trebuia să primească un răspuns. Ce răspuns au primit cetățenii la memorul prin care să se ia semnul interzis, da? Care blochează circulația spre piață? Au trecut 30 de zile. Termenul legal. Strada Tăbăcari mai este sau nu în garanție? Întreb, este o gaură, o gaură de canal care se surpă și azi noaptea a avut un accident, o căsuță cu lemne, a căzut în canalizare și a trebuit să se descarce lemnele, să bată caii și să fie scoasă. Am înțeles că vine domnul administrator public, își notează ceva cu canalizare și pleacă. Asta timp de 3 luni de zi. Strada Mihail Pogălnicianu. Zero vizite ale administrației pe această stradă. Da? Aici trebuie făcut neapărat un canal colector pentru că apa se dirigează pe drum și strică drumul și trebuie de asemenea să fie curățat. De asemenea trebuie amenajat locul din jurul fântânii, da? Care e o mlaștină ce este acolo. Așa cum este la orice fântână din Dofteată. Dacă vrem civilizație, trebuie să acționăm tratare. În spate la Beu nu există eliminat public. Monumentele istorice nu au fost reabilitate în niciun fel în anul centenar. Am avut să fim o rușine națională. Poate vrem să-l facem la cimitirul sovietic, la cimitirul rusesc. Păi, acolo ne dăm. Strada Izvoare din Păcuri, mai trebuiesc aduse 3-4 gavioane, pentru că apa o să strice drumul în apropierea bisericii. Strada Cireșoara, lucrurile pe care le-ați făcut acolo, nu sunt conforme. Iar o să se strice la prima ploaie mai serioasă. Deci dacă așa rămâne, înseamnă să suntem chiar pe loc. Strada Codei numărul 5. V-am rugat să stricați platforma betonată pe care a fost cu berele de gunoi pentru ca salvarea mașina de pompieri sau orice alt autovehicul să poată intra la un om suferind, un om bolnav. Așa cum s-a găsit posibilitatea să se strice platforma de gunoi care este pe strada Gurată în dreapta, așa poate să se strice și acolo. Nu accept alte motive. Da? O întreb pe doamna contabilă Ana Dinseanu, cât a costat deplasarea ideului în străinătate?
a domnului primar Ștefan Șirotti la punctul pe care l-a prezentat de informat. Mi se pare normal să știm cheltuielile de deplasare în consiliul local, dacă tot ne-a spus ce frumos a fost acolo. Nu. S-a aprobat să se facă o rampă pentru o persoană cu dizabilități, Florin Pașcu, și nu i s-a dat niciun ajutor. Eu cred că pentru semnul al nostru putem să-i dăm un ajutor, să-i dăm de la primărie câțiva bănuți, să-și poată face o rampă, da, și să-l ajutăm să urce pe balcon. În condiții omenești. Investiții, zicem foarte mari în localitatea noastră. Liceul tehnologic, cam tot
întâmplat, s-au întâlnit condițiile, dar starea de degradare a geamurilor, a ferestrelor, este destul de accentuată. Vă spun lucrurile astea și pentru că sunt fabrici de aplică acolo, sunt oarecum purtătoare de cuvânt a colegilor mei, a copiilor. Sunt stradă de clasă unde ferestrele sunt de pe timpul când funcționa casa de copii. Sunt vechi, sunt din lemn, sunt deteriorate în așa fel încât nici nu se mai închide ca anș. Săptămâna trecută chiar când bătea vântul, vă spun că umfla foarte puternic perdeaua, copiii s-au putut în cap. Și nu mi se pare normal ca să vedem astfel de condiții. Nu mai punem la socoteală faptul că se pierde și agentezi destul de mult în perioada iernii și cu toate acestea, să știți că nici copiii nu beneficiază de condiții normale de învățare. E vorba de 6 sări de clasă în total, dar urgența este pentru 4. Deci, în diferența de 2, s-ar mai putea întârzia poate un an. Dar cele 4, să știți că este destul de greu de îndurat și pentru mine ca și profesor, dar mă adaptez la nevoie, dar nu e normal, nici cel puțin pentru copii. Efectiv, să stea în cuprentul ăla și fiind închipiți când sunt și de părți diferite, cred și mai mici în sistem. Dacă tot vorbim de învățământ, am să rog și la rugămintea colegilor, cadre didactice, directorilor, dar și pentru că ne mai întreabă și părinții, dacă ne pot, poate spune cineva din conducerea primăriei despre lucrările sau stadiul în care se găsesc proiectele din învățământ pentru celelalte școli din Târgu Ocna. Despre colegii și despre colegii în generale și despre Chicot, despre Creșă, așa că încât să știm unde ne situăm, toți sunt curioși să vadă până încep, doresc să beneficieze de aceste investiții pentru a crește calitatea actului educațional. Vă mulțumesc. Domnul, dați răspuns acum sau? Da, dați răspuns acum. Da, doamna consilier, să știți că e o adevărată problemă situația de la colegiul, de la Liceul Tehnologic. Acolo am fost personal și am văzut aceste sări de clasă și administrația a depus un proiect pe programul PNDL, să prindem o finanțare, acea a ieșuat în primă fază, am încercat să depunem pe POR și din datele cu consultanții are un rezultat că nu ar fi un proiect eligibil, dar săptămâna asta am avut o discuție cu doamna director și cu domnul director de la Util Conseca să găsim o soluție din forțe proprii. Și începând de săptămâna viitoare vom intra acolo cu șantier, să schimbăm partea de geamuri cu termopan. Acolo au fost reabilitate în vremuri anterioare o parte din acel corp de clădire și acum cele 8 clase care sunt acum necesită neapărat de schimbare și acum imediat ce trecem în luna noiembrie începem aceste reparații și totodată am găsit o soluție ca noi să susținem partea de manoperă iar școala să vină cu materiale de reparații, să reabilităm holul, că acolo nu e o imagine foarte plăcută. Și o să vedeți că până la finalul anului, lucrurile acolo se vor schimba. Iar pe partea de proiecte PNV și proiectele de investiții la unitățile școlare, să o luăm la rând. Cu finanțarea PNDL, sunt în lucru 4 proiecte de investiții, Colegiul Național, Grădinița Piticot, Corpul A, Grădinița Piticot, Corpul B și Creșa, care se va face în locația din cartierul Tisești. Și situația este în următoare. Pe Colegiul Național a fost o procedură de licitație care s-a încheiat prin neparticiparea niciunui competitor și a fost reluată procedura cu termen de depunere a ofertelor sau a celor care doresc să vină să facă proiectare și execuție, pentru că este la pachet, 10 decembrie, ce a fost lansat săptămânile trecute și 10 decembrie este data de încheiere a depunerii ofertelor. Grădinița Corpul B, Piticot, este într-o fază mai avansată, s-a încheiat licitația și suntem în procedura de evaluare. Așa cum am spus și în alte ședințe de Consiliu, evaluarea sau în procedura de evaluare sunt 3 etape. S-a încheiat prima etapă, suntem în etapa a doua. Cred că într-o zi, două, terminăm și etapa a doua și apoi trecem la cea de-a treia etapă. Aici avem
singur competitor, o singură firmă. Următoarele zile, la început de noiembrie, se vor lansa spre aplicațiile de specialitate SICAP și documentațiile cu privire la grădinița Pitipot, corpul A și creșa. Sperăm ca de data aceasta la Colegiul Cenegris, pentru că am modificat un pic caietul de sarcini, toți care au venit și au scurtat, să spunem, această investiție, au spus că termenul de 12 luni de realizare nu e un termen sustenabil, având în vedere lucrările majore care trebuie făcute acolo, și atunci am ridicat termenul la 18 luni de execuție. Sperăm ca de data asta să avem firme care doresc să... Care 24, să construcții mai sus. Pe partea de școala numărul 1, acolo avem în derulare două proiecte. Pe FOR e o documentație pentru reabilitarea corpurilor de clădire și a investițiilor în curtea școlii, construire sală de sport, iar în paralel cu această investiție, care se va derula pe o perioadă mai îndelungată, vedeți de astăzi că FOR-ul așa evoluează, avem semnat parteneriatul și chiar s-a emis autorizația de certificatul de urbanism și acum se lucrează la proiectare pentru a apărea acolo o investiție, un teren de sport. Este finanțat de către o fundație prin parteneriatul UNICEF. Acolo deja am schimbat diverse adrese în care ne-am pregătit să primim și materialele. Este stabilit. Pe POR, e într-o anumită fază. S-a trecut de prima evaluare și suntem la a doua. La fel și la școala numărul 2. La fel suntem cu proiectele în lucru. Și aici. Mai mult și la celelalte, nu cred că le-am amintit. Dacă mai aveți multăți, le vin care am să doresc să ne transmiteți, dacă nu așați. Nu uitați mai ales favorabil. Mai mult și la urmă. Domnul Iau, mă rog. De pe rețele de socializare am văzut că este o femeie în Târgu Ocna care are pensii 5 de lei. Și care e de vrajată, de la Cărbură, de la... Și vreau să întreb executivul, dacă are evidența acestor persoane, poate fi mai multe, dacă îi se dă un ajutor social. Că nu-i chiar urât nici în anul. Și a doua problemă, pe strada Salinii, sus pe deal acolo, am înțeles că s-au produs niște alunecări și am vorbit cu domnul Rușcăneanu, i-am sugerat să vină în audiență la primărie, pe rezolvă problema, vă rog să verificați și acolo și să trecem la niște măsuri pentru locuitorii. Am rezolvat. Da? Nu. Mulțumesc. Privire la acel caz social, într-adevăr a apărut în mediul online această situație neplăcută, e vorba de o doamnă în vârstă. Așa este, are o pensie de întreținere prin, susținută de către Ministerul Apărării Naționale după soț, ca în divorț, într-adevăr de 50 de lei, dar dânsa este înregistrată la persoanele cu venituri garantat și primește diferența până la 100 și ceva de lei, până se încadrează la valoarea maximă a unei persoane care trebuie să primească venituri garantat. De asemenea, primește și acel stimulent sau acel ajutor de încălzire, dânsa pe gaze, pentru că are gaze, și de asemenea a primit toate ajutoarele care sunt conferite de lege. Aici mă refer la acele pachete cu alimente, celelalte subvenții care au fost acordate. Știu că s-a constituit un grup de inițiativă și au achiziționat și un sistem de încălzire, un convector, ceva. Și acum problema dânsă este rezolvată. Dânsa acolo deține o proprietate sau o coproprietate, are și o familie, are un fiu, un bacău. Cam astea sunt informațiile. Iar autoritatea gestionează acest caz și nu numai acest caz, prin serviciul de specialitate, îl monitorizăm, dar am oferit tot ce a putut fi oferit din punct de vedere al ajutoarelor. În spatele al domnului Rușcăneanu, am fost la fața locului, am constatat ce e acolo, s-au început lucrările, în faza de finalizare, cu 2-3 zile punem deasupra partea de papele și totul de da. Eu tot cu problemele mele de la Bălcelic. Am fost
la domnul Nuțu Costache, primul viceprimar, am zis să profit de ocazia asta și i-am solicitat pentru cine ajute cu gaura aia care tot surcă la cărări acolo. Noi am fi preferat să punem niște asfalt, să acoperim cu niște asfalt într-un moment, cât mai, ar fi mai bine. Dânsul a spus că ne ajută, într-un final ne-a spus că nu ne poate ajuta cu asfalt, dar ne ajută cu balastru. E bine și așa, noi îi mulțumim anticipat. Dar aș vrea să vă amintesc, domnule primar, că dumneavoastră ne-ați promis să veți trimite niște specialiști acolo, să facă niște foraje, niște nu știu ce spuneați dumneavoastră, că așa, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Noi am vrea să, adică, să ne răspundeți, să afle și cetățenii când se va întâmpla treaba asta, că noi ne-am cam pierdut răbdarea. Așa? Că e o problemă, destul de grea acolo. Nu știu dacă ați mai fost în ultimul timp, probabil că ați fost, dar acolo e greutare de trecut cu mașina. Sunt cetățeni care sunt turiști chiar care vin de acolo și nu știi terenul, foarte greu. Poți să faci baia acolo, la mașină. E greu. Așa, din cauza la apa aia care vine de acolo, de la cărări, dumneavoastră, am mai fost de mai multe ori împreună acolo și știți despre ce e vorba, din cauza la apa aia s-a stricat și podul dincolo care te duci către Vâlcele în jos, acolo lângă pod, este sub asfalt gaură. Eu mă merg cum până acum nu s-o surpat, dar urmează. Deci, sunt niște probleme care dumneavoastră, știu că tot în ședință publică ne-ați promis, dar nu numai că ne-ați promis și cu alte ocazii. Aș vrea să ne spuneți dacă se mai întâmplă, când se întâmplă treaba asta. Ne ajutați și noi cu chestiile astea, că nu sunt multe probleme, dar sunt mărunte, dar sunt importante pentru noi. Ca să nu mai spun de o altă chestie care le-am mai avem noi pe la Vâlcele, oricum de acum să strică timpul, va fi foarte greu. Dar, iar referitor cu, m-a amintit și domnul Măciucă, cu drumul ăsta de la Salina. Trebuie să o spuneți mai pe clar în public acum, să știm de ce s-au oprit lucrările, că timpul e destul de frumos și era foarte bine de continuat. Putea termina asfaltarea. Trebuie să-mi bani. Eu nu înțeleg chestia asta, că nu mai sunt bani. Banii sunt alocați din 2014, am înțeles. Cum să spunem că nu sunt bani, că doar nu ne jucăm aici cu chestiile astea. Domnul cartierul ce este în atenția noastră, am consultat atunci când au venit geologii și pe partea asta că a văzut aceeași pâză freatică care a fost și la drumul Salinei, când a creat acele probleme, am vorbit cu ei și am comandat acest geo, pentru că acolo problema tot punem, dar nu e soluția ta. Și o să așteptăm o soluție, să vedem ce putem face, că câte materiale am pus acolo, făceam un pot și rezolvam problema. Sigur că specialiștii vor spune, vă dau o soluție ca să știu și de piciorul podului în dreapta a fost afectat de apa care vine de sus, e un pic mai complicat, dar poate să găsim o soluție. A doua problemă cu drumul Salinei. Haideți să nu faceți afirmații de astea gratuite, eu chiar am pretenția, nu mai sunt bani. Serios. Finanțarea este deschisă în funcție de facturile care nu știu la București, la Ministerul Dezvoltării și facem plăți pentru lucrările care sunt. Aici nu e așa că mai ia de acolo și de ce nu putem? Pentru că s-a mai spus, dar la cât asfalt ai pus aici, puteai duci 3 cupii și la cărări. Trebuie să fie clar, o investiție are un buget, are niște materiale, niște devizii, nu poți să iei un gram de asfalt de acolo ca să duci în altă parte. Ce se întâmplă cu drumul Salinei? Ați văzut că s-a făcut 61% din total de ce se devine. Drumul Salinii face parte dintr-un lot din 12 străzi din Târgu Ocru, care este plătite pe PNDL-1, bani finanțați din Guvernul României. Din cele 12 străzi, Salina reprezintă 11%. Și vă amintesc străzile. Pișoara, Daniela Caurea, Tăbăcar, și Vasile Alexandrii, Ștefan Constantinescu, Bura Stănic, Coasta Măgurii și Părâu Vâlcica. Deci sunt centruri care ați aprobat și sunt aici. Le știți, am fost în consiliu local cu el. Acest drum al Salinei a avut și probleme de proiectare, fiind complexitatea lui, a avut și probleme de intervenție atunci când s-a început lucrarea lucrării care nu au fost prevăzute, iar acum se află în următoare situație.
Am primit scrisoare de la constructor în care spune că el nu poate continua lucrările până când nu oprim în totalitate circulația. Știți că am început luna mai iunie, a intervenit și Salina Cresti, mulțumesc pe această cale și domnului director Ilie, pentru că am înțeles, dânsul a asfaltat strada de lângă Benz și am reușit să asigurăm cele două mari, trei mari probleme. Pe drumul să facem, turiștii să vină și cetățenii din Bucure. S-a rezolvat prima problemă și a doua cu semaforul, că s-a asfaltat și acum a apărut următoarea problemă. Constructorul spune că porțiunea de unde a rămas până la pod nu poate fi făcută decât dacă oprim total circulația. De ce? Pentru că infrastructura care este pe acea stradă nu poate fi tratată decât în totalitate. Ei, că mai au spus mulți, și dar ce? Cum să fac drumul național? Asfaltăm o parte și după cealaltă jumătate. Celălalt se dimers. Nu este posibil. Faptul că aici am prevăzut o infrastructură care se intră până la 75 de centimetri și a văzut că se pun bolovani mai mari, mai mici, rocă vulcanică, e o tehnologie care a fost stabilită de proiectanți. De... Și atunci trebuie să tratăm problema în totalitatea ei. Neputând să oprească Salina, ne-am adresat Salinei cu scrisoarea constructorului. Salina spune, da, noi în această perioadă, dar l-a jucat pe domnul Ilie să vină cu amănunte, noi trebuie să livrăm 1000 de tone pe zi, asta înseamnă ori 25 de tone, în jur de 40 de mașini, și nu putem opri producția pentru că acolo se află cântarul. Sigur că au fost și aici variante, să punem cântar, nu știu de care, cum punem pe drum, este un cântar meteorologic verificat, vă explică domnul Ilie. Și atunci trebuie să alegem situația, soluția cea mai bună. Salina trebuie să funcționeze pentru că această sare se dă în județele din Moldova și Vrancea, da? Din toată Moldova de regiunea Nord 1. Și constructorul nu poate să facă altceva, cântarul nu poate fi montat. Sigur că am făcut demersuri și noi ca să încarce mașini în curte. Îl rog și pe domnul Ilie să vină acum. Și atunci ce faci? Nu lași Salina? Constructorul nu poate să facă și de aceea s-au întâmplat lucrările, nu pentru faptul că nu sunt bani. Încă o dată vă repet, toate facturile care au fost făcute pe lucrări s-au decontat până această oră și ultima sumă de plată ați aprobat-o dumneavoastră în bugetul de astăzi. Constructorul are tot interesul să facă lucrări ca să ia bani, primăria are tot interesul să facă această străzi să le termine, da? Și Salina la fel, cred că înaintea noastră să facă aceste străzi. Nu este cineva care să se opună, sau spuneți-mi asta cineva care n-ar dori să termine aceste străzi. Sigur că se pune accent mare pe Salina, dar noi avem celelalte străzi, sunt străzi care sunt 25% finalizate. Iar constructorul, sigur că își atacă și el lucrările în funcție de organizarea pe care o are, de posibilitățile pe care le au. Deci aceasta este situația cu Salina. Și rog pe domnul Ilie să vină niște completări, dacă permiteți. Da, eu chiar, având în vedere că s-au ridicat aceste probleme, să știți că am luat în analize toate aspectele și vreau să vă spun că poate printre cetățenii care orașului am fost primul care v-am curat cel mai mult când în data de 12 aprilie anul acesta se făcea predarea de amplasament și am avut întâlnire împreună cu constructori și cu reprezentanții primăriei chiar la Salina. Poate am fost cu omul în care am fost tentat să intru chiar și în politică pentru această situație. Cred că am fost unul care a spus mai mult decât mulți alții de câte ori ar fi trebuit sau de când ar fi trebuit asfaltat acest lucru. Dar cu ocazia predării amplasamentului vreau să vă spun că am atras atenția asupra a două aspecte. Că suntem nevoiți să întrerupem poate pentru o perioadă lucrările de asfaltare că aveam în vedere contractul pentru asfaltarea bretelei de circulație prin interior, prin curte și asta am spus-o de atunci, că vom avea nevoie de una, două săptămâni. Am spus că este o problemă majoră dacă vom intra în perioada sezonului turistic, ceea ce s-a și întâmplat, dar slavă Domnului, nu știți, mulți dintre dumneavoastră, acum au bubuit rețelele de socializare și câte probleme au fost. Iar în altă ordine de idei vreau să atrag atenția asupra acestui situații care înseamnă livrarea sării. Livrarea sării la Salina nu se face de azi, din punctul respectiv, se face foarte mulți ani.
așa cum cred că știți foarte mult din dumneavoastră, în acel punct de încărcare și pe acel cântar. Întrucât așa este zonalitatea și așa s-a montat acel cântar acolo, să știți că vrem, nu vrem, asta este situația în acest moment. O reasfaltare a drumului, o prezare și constructorului nu se poate face cu 30-40 de mașini pe capul lui într-o zi. Ori dumneavoastră, vreau să vă spun că am legat sare la drumul până în data de 14 aprilie și am început anul trecut, anul acesta, am legat sare la drumul până în data de 14 aprilie, iar anul acesta, în sezonul de toamnă, a început din septembrie. S-au livrat 7200 de tone, vreau să înțelegeți acest aspect. Iar deja în luna octombrie am livrat 19.000 de tone. Sunt documente care atestă acest lucru. Avem contracte încheiate și nu putem să le întârziem, pentru că la orice, deci dacă vreți să, să ne uităm chiar în legislație, cei de la Compania Națională de Drumuri au un normativ de aprovizionare care înseamnă 35% din necesarul anual trebuie să-și îl aprovizioneze până la data de 1 noiembrie, 50% din necesar până la data de 1 decembrie și 75% din contract trebuie să-l aprovizioneze până la sfârșitul anului. Restul de 25% rămâne pentru anul următor. Acest lucru face ca zilnic la CNAIR să livrăm în jur de 700 de tone în acest moment. Dar sunt și alții. Așa cum făcea precizarea domnul primar, pentru că eu l-am informat pe domnul primar, sunt contracte cu tot ce înseamnă firme de dezăpezire pe drumurile județene, cu toată raza moldovei, începând cu Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani, ori și drumurile naționale, drumuri județene, dar inclusiv și localitățile, municipiile și orașele din această zonă. Ori acolo trăiesc tot cetățenii de-ai noștri. Eu, din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră considerați că trebuie oprită Salina, s-o oprim. Dar gândiți-vă că vom pune pe toți cetățenii acestei regiuni în care noi ne ducem viața, adică pe toată Moldova, o să-i punem în dificultate. Eu vă spun că sunt contracte care au clauze unde se plătesc penalități și unde sunt grafice de livrări. În alte considerente, noi nu livrăm mai mult decât capacitatea de producție zilnică a salinei. Să știți că nu avem stocuri care să le avem afară și să mutăm gramada de sare unui vrem noi. Am căutat soluții pentru a încerca măcar pe porțiuni să lucreze constructorul, împreună cu constructorul, să știți. Am căutat cântare. Cântarele nu sunt de natura de a le monta așa cu o mână din deget. Vă spun la modul foarte serios. Aceste cântare trebuie să fie verificate meteorologic și trebuie să reprezintă. Este cântar comercial, este cântar în baza căruia trebuie să se emită factura, avizul, nota de cântar, tarul, filajului. Gândiți-vă că nu-i chiar la îndemâna oricui. Nu rezolvă problema. Am căutat să aducem cântar de genul celor care la controlul de trafic. Nu ăla, luăm amenzi după el, dar să știți că nu reprezintă pentru beneficiarii noștri. Deci când am făcut scris la cei de la CNAIR, au spus că nu vor accepta ca mijloacele de transport să fie cântărite pe un cântar de asemenea natură. Ori le dăm să le dăm buletin de verificare meteorologie, să le aducem de la meteorologia română tot felul de agrementări și în plus, tot nu rezolvam problema. Ori eu vreau să înțelegeți un alt aspect. Se va termina, drumul se va asfalta într-o oarecare măsură, dar răbdare nu avem. Cum am avut răbdare
vreo 12 ani, cred că nu se întâmplă nimic dacă mai avem răbdare și vom ajunge și în primăvară cu porțiunea asta, pentru că drumul nu se termină la pod. Drumul se termină, după părerea mea, strada Salinii începe unde se termină strada Daniela, tunelul ăsta, Capitan Bușilă, și trebuie să fie asfaltată din autogară și până la capăt. Dacă vrem să facem o treabă, zic eu, gospodăreasă. În altă ordine de idei, pentru că au fost atâtea presiuni, să știți că ne-am preocupat, în următoarele două săptămâni va veni studiul de fezabilitate care l-am comandat, nu de acum, că au apărut aceste probleme, l-am comandat din ceva timp, dar nu se face chiar așa simplu, pentru sistematizarea întregii zone și vreau să vă rog să înțelegeți că asta implică implicit mutarea cântarului în curte, implicit o altă cale de acces în curte, implicit punctul de încărcare, mutarea în curte. Atunci, cu această încărcare, va fi carcasată inclusiv mașina, inclusiv punctul de încărcare pentru ca toate pulberele care rezultă, sau praful, așa cum îi spunem noi, să fie fixat în zona aia unde se va încărca mașina. Dar nu se face ușor. Asta vreau să vă spun, pentru că e o investiție de anvergură și nu se va face chiar atât de ușor. Dar drumul cred că se va asfalta. Dar eu cred că este necesar, așa cum s-a făcut 61%, înțelegem, la domnul primar, e bine să avem răbdare, măcar dacă tot s-a făcut să facă ca lumea și să nu se facă în grabă și să nu se facă în frică, să se facă o lucrare de calitate și cred că ne vom servi, ne vom servi cu toții de acest lucru. Vă mulțumesc, cam atât am avut. O singură complicare, ce a făcut domnul, exista o singură posibilitate ca mașinile să intre pe strada Daniela Caurea, pe sub podul de la liceu, pentru că cel de aici, de la piață, nu poate intra. Și mă, să știți foarte bine. Ce implică acest lucru? Daniela Caurea și discutam cu Daniela Caurea, pentru că... Dar tot la cântar ajungea. Tot la cântar. În zona de construire. Și mă, să știți foarte bine. Daniela Caurea a fost făcut o stradă, nu pentru asemenea gabarit. Și acolo să mergem și să dea cu spatele la cântar. Am analizat toate variantele posibile și s-a ajuns la această variantă de... După aceea, domnul Roman. Dom'le, când vorbim de Salina, cel puțin mie mi se face părul creț. Acolo mi-a desfășurat activitatea o mare perioadă și încă trăiesc momentele de acolo. Salina Târgovna a eliberat certificatul de naștere al orașului turistic. Ce avem cu această sucursală? 250 de oameni, am mai repetat și repet. Ori doi sau trei, câți oameni mănâncă pâine de acolo, domnule? Altă problemă. Se știa că... Era să fac o glumă, proastă, poate. Se știa că Salina Târgovna, în mare parte, trăiește pe baza sării de drumuri. De ani și ani de zile. Nu s-a început ieri să dea sare la drumuri. Este vorba de siguranță națională, sare de drumuri. Nu ne jucăm. Îs curios câți dintre dumneavoastră și-au pus problema că cei de la Salina Târgovna lucrează cu salariul minim pe economie. Plus contribuția. Mineri cu salariul minim pe economie, domnule. Domnul primar, eram la ministru de economie, am sunat pe domnul președinte al Consiliului Județean. Îmi pare rău. Când e vorba de voturi, răspunde la telefoane, când nu, nu are niciun interes. Aveam nevoie stringent atunci să mă ajut cu ceva. S-a lăudat domnul președinte că are oameni competenți. Nu e. V-a sunat și pe dumneavoastră în clipa aia când am văzut cunosul. Nici dumneavoastră n-a răspuns, domnule, la telefon. Eram pe polul ministerului și vroiam să iau legătura cu cineva, să mă îndrumi, să fac ceva pentru oamenii aia. N-am reușit. Nu mai spun că ori de câte ori au fost probleme în orașul Târgu Ocna, cei de la Salina au răspuns prezent. Și la inundații, și la ori de câte ori, adineau, le-a spunea domnul director, cum a intervenit în stația de pentru curățarea mâlului. Utilajele nu merg singure, merg cu oameni pe care le manevrează.
O mare parte dintre oameni sunt de la Vâlcele. Orice putem face acum? Închidem salina? Am mai repetat și dat dreptul de când au venit cei de la Vâlcele. Mai e un aspect. Dacă nu era varianta de drum pe lângă relieful de mers, cum ați făcut domnul primar? Aerian, făceați și noaptea o puneați sau ziua, cum? Deci trebuie să ne și gândim. Nu salina e cea care nu dorește. Salina e prima care așa a dorit lucrul ăsta. Pentru că acolo vin turiști din România și nu numai, care nu mai spun cum se comportă cu noi. Bă, nu vă e rușine, unde câți bani ne luați? Nu sunteți în stare să faceți drumul. Ia loc. Deci vă rog frumos, ar trebui să aveți un alt respect pentru cei de la salina cu voi. Miner, 1900, domnilor. Spuneți-mi salaria de la primăria de rolă care era 1900. Mulțumesc. Domnul Mitrofan, am și o serie de probleme. În ședința trecută am discutat despre sensul unic astăzi la Panimon. Vreau să întreb dacă administrativa a mai făcut ceva în privința acelui sens unic. S-au făcut niște demersuri și vreau să știu ce se întâmplă. O altă problemă ar fi reabilitarea, cred că de urgență chiar, a străzilor și din Poen, din Vânători de Munte, Elisei Ursac și Cireșoaia. O să vină iarna, din nou apă va ieși în drumul național, din nou aceleași probleme, accidente și problemele care s-au întâmplat an de an, an de an. După aia, vreau să vă întreb dacă s-au încheiat contractele pentru dezăpezire. Deocamdată vremea aia e contrar la anul timpului, dar va veni și iarna. Și fiecare an am avut probleme cu dezăpezirea și nu neapărat a străzii principale Elisei Ursac, cât partea de sus a Elisei Ursac și Vânători de Munte, unde sunt destule mașini. Iar o altă problemă, sau mai degrabă o informare, de ce nu s-a continuat asfaltarea de la Benzi până la Casa lui Frânceanu? Mai erau 600-700 km. Adică erau, a rămas un capăt. Metri, da, mă scuze, metri. E mai un capăt. Ar fi fost atât de mare investiția pentru a termina, știind că este o alternativă care în primăvară vom folosi. Dacă se va închide circulația, pe acolo se va trece. Și încă o problemă, nu se poate face o reabilitare măcar a gardului de la școala din Poieni care arată groază. Măcar ori dar rămân de tot și punem spațiu verde, niște gazori, ori dacă nu haide să punem 10 scânduri de pus. Cu sensul mic, deci din centrul orașului, am avut o întâlnire cu domnul comandant și cu jandarmi, chiar zile trecute, și am făcut adresa către serviciul circulației din cadrul Poliției Județene, că trebuie să vină la această discuție și să încercăm să lovărim această problemă. Am stabilit că și acel studiu trebuie să-l facem de circulație, sunt date variante. V-am spus și atunci și acum, dacă trebuie să luăm un complex de măsuri acolo, adică și cu trecerea de la Vasior, și cu semaforul, și cu sensul generatorul din strada 1 Mai. Deci acolo este în discuție și cu sezele care sunt. Vă rog, aici și am mai atras, am mai adus dreptul ăla. Noi am discutat, domnul primar, pe sensul ăsta unic și cu domnul comandant, tocmai în sens contrar. Noi chiar am pus indicatoare. Așa de bine s-a zbrodit, că s-a pus tocmai invers. E un principiu. Când ai o stradă principală, încerci spre aia să o descongestionezi, să dirigezi circulația. Noi tocmai nu putem, sunt de acord că poate unii doresc să iasă în strada. Dar fulmea, deci acolo nu rezolvă nimic problemă. V-am prezentat și în ședința trecută adresa făcută de primul în care am solicitat sensuri dinspre cele gri, spre Cătamușilă, pentru faptul că și cei care mergeau la Stan sau la Salina aveau alt acces. Și cei de la circulație, cei de la circulație au spus clar că nu putem face, trebuie să facem trei benzi, să mărim trotuarul, să facem trei benzi, să facem presemnalizare în stânga. De-aia nu s-a aprobat. Că am cerut noi, dar ce se întâmplă? Nu hotărâm noi, pentru că adus acolo se face de către primărie cu avizul celor la poliție. Și dacă nu dau avizul, nu faci nimic. Da. Pentru un național. Deci asta e. Dar rămâne în studiu problema. Am luat și problemele care le-a propus domnul Bucur și avem și o grămadă de adrese pe Facebook. Avem toate astea, noi le-am adunat. Și de la agenții economici, și o să găsim o soluție în care să ne mulțumească pe cât mai posibil. Domnul Bucur,
legat de aspectul ăsta, chiar săptămâna asta, cu 3 zile în urmă, am discutat cu șeful poliției și am convenit săptămâna viitoare sau cealaltă, împreună cu cei de la Serviciul Poliției Rutiere, cu cel care răspunde de partea de infrastructură rutieră, și cu cei de la drumurile naționale, facem o întâlnire și rezolvăm problema. Deci nu ne apucă să găsim o armă cu indicatorul că celălalt aspect care țin de infrastructură rutieră, așa cum spune domnul, nu facem. Să știți că problema implică probleme juridice foarte complexe. Ca așa apare, nu trebuie o metaie. Uitați-vă, dau exemplu pentru că interesează pe toată lumea. Ce era Groselor? Nu poți pentru că sunt un accident, acolo circulă, poliția își face datoria. Vă dau exemplu pentru că tot a ridicat pe DN12B, spre Stănicondor. Pe data de 23 martie, când am avut ședința pentru situații de urgență la Macro, s-a stabilit în ședință că se face varianta ocolitoare prin strada Curastării, strada Bradului. Ați văzut, au venit cei de la drumuri naționale și au făcut porțiunea până undeva în zona podului de la Arbescu, de acolo au lăsat o porțiune de 100 de metri, 200 de metri, au trecut, iarăși au mai asfaltat o porțiune, iar au lăsat o porțiune și s-a ajuns acolo. Am fost împreună cu doamna prim-ministru de 2 ori pe cel drum și cu domnul ministru. Discuțiile care au fost la vremea respectivă că nu ar fi drumul celor de la drumul național, că ar fi al localității. Nu există un document prin care acel drum s-a predat localității. Dar dumneavoastră, cei care sunteți de mult întrebări, știți că drumul național a fost pe acolo. Și a fost drumul spre podul peste Stănic, care este și acum acolo și care este închis, dar trebuie să circulați. Nu a ridicat problema. Dacă s-a stabilit în contextul de urgență județeană să se facă varianta ocolitoare, dacă ea se făcea pe Mălgură sau pe altă parte, trebuia făcută, da? Și acum a luat acea discuție. În ce situație suntem acum? S-a făcut licitația, a câștigat constructorul, au decopertat asfaltul. Sub asfalt a fost beton și când am ajuns la lucrarea propriu-zisă, acolo s-au prevăzut niște foraje. Multe foraje. Se pare că situația din teren n-a fost cea prevăzută în proiect. Și acum s-a oprit constructorul structurii. Nu pot să fac o asemenea lucrare pentru că din discuțiile avute cu directorul, noi facem alte licitații. Drumul este practic închis. Constructorul răspunde de el. Dar ați văzut că se circulă pe el. De ce să nu recunoaștem acest lucru? Deci, vedeți, aceste probleme sunt complexe. Cine n-ar dori să rezolve terenul? Pentru că bucățica aia de 50 de metri luare putea fi rezolvată. Dar sunt probleme juridice care ne încurcă. Și tehnice. Pentru că și acolo au decopertat cu completul, cu societatea care conduc acolo. Deci, vă rog să mă credeți că dacă s-ar putea ușor face, toți am dorit să le facem. Referitor la dezăpezire, la contract. Noi avem orașul împărțit în sectoare și anul trecut că am avut contract tot așa cu firme, vom face și în acest an și să vă ocupați de cele strâng. Dar, din păcate, vreau să vă spun că vom începe tot așa, din centrul orașului spre cartierul. Problema era nu că nu se dezăpezește. Normal să începe din centrul de periferie, care nu are. Ideea este că anul trecut se ocupa, de exemplu, Alzea. Da. Zona mea. El nu poate urca de la Cimpu în partea de sus. Pentru că nu are utilajul necesar. Eventual se poate face și, de exemplu, ce de la Colosseum, am înțeles că e rămas 4-4. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți cum funcționează acest contract. Noi facem contract cu ei, dar plătim doar orele în care se intervine. Deci dacă trebuie să comandăm un utilaj pe ședire, trebuie să-l comandăm așa. De ce noi, când noi nu facem cum se fac la Drumul Național, stau și așteaptă, pentru că costă foarte mult să stea prezent acolo. Deci se lucrează în felul următor, da. Și mă bucur că mai la față de la data când se dă ordinul de începere al lucrărilor, un salariat de la primărie este în cabină cu șoferul și spune strada asta, strada asta, și noi plătim doar câte ore lucrează și ce trebuie să fac. Pentru o stradă, cum aveți dumneavoastră acolo, sunt câteva străzi, nu se poate, cum și la Cărbunarul, de exemplu. E greu să ajung acolo. Ne vom adapta la situații funcției de ce zăpadă avem și haideți să nu comandăm de pe acum ce va fi acolo. Pentru că dacă faci contract, când spune că sunt la dispoziție, trebuie să mă plătești, da? Și o să colaborăm și o să încercăm să găsim o soluție pentru treaba asta. Cu strada Salin din fața cărei, trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă facem o stradă, în proiect sunt prins 5 sau 6 metri. Da? Aici am făcut o combinație cu cei care au făcut la piață și au reușit să treacă pe sub pod și podul să treacă până în partea unde ați văzut că s-a făcut la Lunceanu. Nu poți, dacă ai proiect pe o stradă, să mai iei un pic să pui în loc. Strada aceasta din fața cărei este trecută în por. Pe proiectul de care vă spuneam, în 4-5 ani de euro, unde avem 23 de străzi. Și acolo
Noi sperăm că în primăvară să începem lucrările și va fi prinsă și această stradă, că o făceam cu prioritate. Și vă rog să înțelegeți cum se lucrează. Dacă strada este acolo, iar infrastructură, cineva răspunde. Da. Iar aia de la Benz acolo să fie Salini. De la poartă... De la poartă acolo e Salini. De la poartă este Salini. Ok, aia e asfaltată, dar de la poartă către Vrânceanu. De asta vorbesc acum. Este trecută în proiect și nu pot să fac să finanțez și după aia să vină. Că știți ce am pățit cu Armanaș? Am pus câteva. Probabil dacă am trecut un proiect ăla și e finanțat, trebuie să așteptăm până vine Salina. Păi nu, nu poate să facă Salina, sigur. Da. Când începeți, domnul Gardă? Mâine începe gardul la Poen, am zis, am reținut sezarea noastră și aveți dreptate, începe gardul la școala Poen. Mulțumesc. Era plan. Da. Nu, era în plan. Acum aș putea să spun și eu câteva cuvinte, dacă îmi permite domnul președinte de ședință. Vă rog. După cum am observat, domnul președinte nu mai ridică în picioare, pentru că așa mi se pare firesc, în semn de respect față de acest consiliu. Și aș vrea câteva probleme. Vă preocuparea dumneavoastră pentru a construi drumuri, pentru a îmbunătăți starea acestui oraș, numai că dacă nu vom ține cont de conotația educațională, vom rămâne în așa fel un oraș pustiu în care peste câțiva ani nu vom avea nici cine să ne mai înmormânteze. Și vorbesc despre această conotație educațională în acest an, care ar fi fost propice pentru această educație. Vorbesc despre anul centenarului Unității noastre Naționale. Și am câteva propuneri. Îmi pare rău că niciunul din colegii mei, atunci când s-a început anul școlar, n-au menționat celor din clasa 1. Voi sunteți copiii care intrați în școală în anul 2018, anul centenarului. Nici cei care au intrat la liceu, promoția centenarului, nu s-a sărbătorit majoratul. Cei care au împlinit 18 ani în acest an. Pentru că dacă s-ar fi uitat pe unele cruci de la monumentele istorice, ar vedea elev plutonier, 19 ani, căzut la Poen, adică am văzut la monumentul de la Poen. Am aici, în schimb, un bilet de intrare, sâmbătă, la Balul Bobocilor din 2018, care se cheamă Noaptea Perseidelor. Ce au Perseidele cu copiii noștri și cu 2018, eu nu știu. Dar ceva trebuie făcut. Nu există în acest oraș niciun fel de mobilizare pentru o activitate coerentă, patriotică, îndreptată spre menținerea acestor monumente istorice. Există cultul eroilor, condus de domnul Simionel Murariu, care are diferite filiale în diferite orașe. În orașul nostru, domnii profesori de istorie nu l-au accesat niciodată. Spun aceasta încă, ar trebui să fim conștienți că educația ne poate salva. Educația nu poate, poate nu credeți, dar educația a salvat o mulțime de țări după cel de-al doilea război mondial. Este cazul să conștientizăm acest lucru. Și am o rugăminte pentru dumneavoastră, pentru domnul primar. Pe certificatele de naștere a copiilor din acest an, care sunt puține, pentru că sunt puține nașteri, din ce în ce mai puține, n-a stricat să se specifice o banderolă, am văzut acest lucru. Născut în anul centenarului 2018. Și acum se pot trimite aceste mici însemne mamelor care au născut în acest an. Cred că dacă ne-am canalizat și dacă noi înșine
Am încercat să fim un exemplu în acest sens, orașul ar avea foarte mult de câștigat. Și această latură educațională nu trebuie să fie numai festivistă. Copiii noștri ar trebui să aibă sentimentul apartenenței față de acest oraș și față de țară, ca să nu rămânem o țară fără locuitori. Aceasta este o problemă. Și acestea sunt câteva din propunerile mele. Eu aș vrea să-i mulțumesc domnului primar pentru că în vara aceasta, în toamna aceasta, a participat la o manifestație închinată Zilei Petrolistului. Și oamenii s-au simțit, au fost bucuroși de această participare. Un an în urmă au fost primiți cu pușca la Foser Cotârgu Ocna, pentru că vreau pur și simplu să se fotografieze. După câte mi-amintesc eu, terenul și clădirea de la Foser Cotârgu Ocna a fost dată de primăria Târgu Ocnei întreprinderii Foser. Nu mă pricep în chestiuni economice. Dar mă întreb, acum noi vrem să o răscumpărăm când ei și-au pierdut obiectul de activitate. Ei nu mai sunt aici cei care să dezvolte o industrie petrolieră în zonă. Întreb și eu ca oricare om din oraș. Apoi, despre aceste terenuri, despre acel teren de 2800 de metri, aș vrea să-i spun domnului consilier Isaic și președinte de comisie că tatăl dumnealui cunoștea foarte bine care este specificul geologic al zonei și a pădurilor din împrejurim. Și dumnealui știe și cred că și dumneavoastră știți că această zonă și mai ales zona spre Zănic este o zonă destul de bogată în resurse ale subsolului și trebuie să fim atenți cum și de ce și cui închiriem aceste terenuri și ce vor să facă cu ele. Poate asamblează arme, Kalashnikov, știu eu. Trebuie neapărat să le dăm voie sau despre ce este vorba. Eu am fost și am văzut acum două zile acel teren. Acolo era o pancardă mare pe care scrie accesul interzis. Este dărâmată, pusă la pământ. Terenul este curat. Nu era nici mormane de gunoaie, nici de nimic. Care este intenția sau care este potențialul acelui pământ, care nu este nici loc de casă, nici de pășunat, nici de nimic altceva. Știu eu ce poate să apară, nu știu. Nici măcar de căsuțe, de vacanță, nu pentru că este între oră și între șoseaua spre Slănic. Și așa cum este așezat, de desubt se vede cum sapă apa Slănicului. Deci rugămintea mea este așa, ca a unei femei de 7-6 de ani, în nepriceperea mea să vă spun că să fim atenți, am dat terenul și acum ne rugăm noi să fim lăsați să facem anumite lucruri. Și mă gândesc așa că și la rampa aceea unde există o comunitate romă care și-au făcut acolo o mulțime de case, după câte am văzut eu, cred că de aceea este vorba, acolo era rampa forajului. Deci ar trebui mult să cântăriți dumneavoastră, bărbați care vă pricepeți și care sunteți specialiști în problemele economice, la această zestre a orașului, cui o dăm și pe ce bani o dăm. Și în încheiere, aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte de comisie, pentru că în sfârșit am avut și o ocazie să iau în glas. Până acum am fost la câteva ședințe și nu l-am auzit, fiind atât de bătăios.
cu o femeie de 76 de ani să vă bateți, nu-i chiar o victorie, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc! Alte probleme? Fac parte din familia ce nu există și doamna profesoară cunoaște, Liliana Bartazân. Am fost elev de Cenegri, în cadrul didactic și mamă de absolvent Cenegri. Vă spun cu mândrie că promoția 2018 a fost denumită și copiii știu promoția centenară. Copilul meu a absolvit în 2018 cursurile acestui colegiu. Deci, oarecum, e foarte amprenta centenarului. Mai mult de atât, sunt activități încă în desfășurare pe tot parcursul anului școlar, nu numai colegiul Cenegri și celelalte instituții de învățământ, nu numai în Târgu Ocna, participă la activități specifice în alte unități de învățământ și în alte instituții. Concret, doamne, concret. Valul bobocilor, noaptea perseghilor, mi se pare normal? În 2018? Nu sunt organizatoare, dacă copiii asta și-au dorit. Cum? Dacă copiii așa și-au dorit să se îndrăgnească banul bobocilor, așa consider. Concret, dar asta li s-au insuflat de către colegii dumneavoastră? Perseidele în 2018? Avem ce merităm cumva? Haideți ca să nu dăm alte conotații, da. Istoria de loc ei. Să dăm o conotație, da, care trebuie. Suntem un oraș plin de monumente istorice. Evenimentele câte istorice... Câte grupuri de elevi ați văzut dumneavoastră la monumentele istorice? Unele din cauza tasării pământului, unele stau să cadă, pe altele cruci nu se mai cunoaște nici scrisuri. De ce trebuie neapărat? Dacă eu eram elevi, doamna, dumneavoastră erați profesoară, de câte ori am mers într-un astfel de cimitir al eroilor, doamna profesoară, vă rog. Am mers foarte multe ori. Ne-a spus bine, mi-a spus dirigit, eu nu mi-amintesc. Dumneavoastră nu ați mers pentru că nu mergea doamna Maria. Mi-a spus dirigintă, doamna profesoară. Clasa 10-a. Da. Dirigintă. Și nu aveam niciodată treabă cu doamna Jucan. Și m-am vorbit despre țară și despre toate. Să vă copilul a zis, bravo, presidentul. Hai să fim serioși. Ce fie bate ploaie de stel? Păi dați voie și mie să spun. Ziceți că minții, dar nu ploaie. Stimați colegi, s-a asfaltat drumul și care îmi place legătura de Târgu Ocna și Mănăstirea Mântului. Foarte frumos. Cazurile sunt colmatate cu provaj cu tot felul de material. Vă invit, vă convins dumneavoastră, pe data de 10, de mâine, de sâmbătă, nu sunt frumos. Haideți pe bază de voluntariat, la ora 9, ne întâlnim, luăm un loc, vorbesc la noi și ce trebuie. Ei, chemăm și pe alții prieteni și cei care se pună credință pentru orașul ăsta. Haideți să facem o treabă acolo, să curățăm. Că dacă nu-l curățăm, riscăm ca tot asfaltul, tot ce s-a făcut bun, să surpe din cauza voilor care pot să vin să aveți. La ce oră? Sâmbătă, pe data de 10, la ora 9. Ne întâlnim la baza de acolo, la biserica. Domnul viceprimar, și poate rugați pe cei care răspund de magazinele din oraș, pe cei care răspund de curățenia celor două părculețe, așezați-vă pe o bancă. Nu puteți sta decât cu picioarele pe colți de semințe și pe muncuri de țigară. Și în fața magazinelor este același lucru. Dacă nici asta nu se poate face. Avem totuși niște asistați social, după câte știu eu, este o lege. Ar putea și aceștia fi puși la treabă. Eu un ating pe 10 alături de dumneavoastră cu tot treaba. Așa că... Mulțumim frumos! Domnul Mitrofan, te rog eu frumos să dai pe site, să-l transmitem la toți cei care din oraș doresc să vină să participe la activitatea asta, să... Că e... Îți trei kilometri, adă un pic de treabă, dacă vreți să facem ceva. Da. Ați primit, domnul consilier, invitația pentru ziua vânătorilor de bucurie. Eu doar vă repet și vă invit să participați pe data de 1, mâine la 11, la locația sala de conferințe de la pensiunea Creangă, unde va fi mai multe comunicări, lansări de carte și, sigur, și seminare de profil. Apoi la ora 12, în piața Regina Maria, noua denumire pe care noastră ați aprobat-o și, sigur, aici avem ramament Mănăstirilor de Mântuire. Pe data de 2, la ora 12, în aceeași piațetă,
Avem partea oficială, întâmpinarea oficialităților, funcționarea imnului, vestirea locuților și, sigur, defilarea cărții de onoare, care știu că vă place. De asemenea, vom la ora 13:30 și vom depune coroane la Monumentul Eroilor din Poi. Fiind o zi festivă, coroane depunem numai la Poi. Și avem ocazia să inaugurăm și piața care dumneavoastră ați aprobat să o denumim Regina Maria. Vă așteptăm cu drag. Alte discuții, vă rog. Încheiem ședința.